Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Bună dimineața, stimată doamnă președinte a Giromedei Mariana Marin, stimată doamnă Stăvila Ală, directoarea Liceului de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale Socrate. Bună dimineața tuturor oaspeților, experților educaționali și tuturor celor care astăzi sunt alături de noi. Astăzi, 7 aprilie, vă urez o duminică specială pentru că rezultatele obținute cu mult drag trebuie să le împărtășim și ne bucurăm să facem lucrul acesta. Vă invităm să ne ascultați și să transmiteți mesaje, să ne scrieți, să știm cum vă simțiți. Sunt Stella Baltag, învățătoare în Liceul de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale al Liceului Socrate. Membru al Consiliului Director al Agiromede, sunt neastâmpărată și curioasă să aflu tot ce este nou și util. În această perioadă am auzit multe secrete despre învățarea prin integrarea transdisciplinară, fiind prezentă la școala de primăvară. Iar astăzi am onoarea și responsabilitatea de a modera acest eveniment de încheiere și totalizare. Prin pasiunea pentru învățare și dezvoltare, schimbăm destine și modelăm viitorul. Fiecare dintre noi aduce unicitate și creativitate în sala de clasă și în afara ei. Iar aceasta face diferența. Să continuăm să colaborăm, să ne susținem reciproc și să împărtășim idei pentru a face din educația noastră un mediu tot mai plin de excelență și împlinire. Cu emoții vă salut la activitatea de totalizare a Școlii Internaționale de Primăvară a Cadrelor Didactice. Atenție, ediția a doua! Un eveniment de marcă în domeniul educației, organizat de Asociația Generală a Învățătorilor din România, filiala din Republica Moldova, într-un parteneriat de excepție și foarte drag mie cu Liceul de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale Socrate. Cu genericul Transformăm educația prin integrări transdisciplinare, Școala Internațională de Primăvară s-a desfășurat în vederea promovării inovației, colaborării și schimbului de experiență între profesioniști din domeniul educației. Trăind timpuri în care provocările și oportunitățile în educație sunt în continuă expansiune, iar integrarea transdisciplinară devine tot mai relevantă în pregătirea elevilor pentru lumea complexă și dinamică în care trăim. Am explorat diverse modalități creative și eficiente prin care putem să transformăm procesul educațional. Am înțeles cât de important este să ștergem adevărat granițele disciplinare, să facilităm o învățare autentică și profundă. Împreună am analizat cele mai bune practici, am descoperit strategii inovatoare și am descoperit soluții concrete pentru a adapta curriculum și metodologiile noastre în conformitate cu cerințele și provocările secolului 21. Ne-am bucurat împreună de activități interesante și utile în cadrul Școlii Internaționale de Primăvară. O oportunitate unică de a fi instruiți de cei mai buni experți în educație, pentru ce le mulțumim. Haideți să transformăm împreună viitorul educației prin integrări transdisciplinare. Ținem cu mult drag să mulțumim partenerilor evenimentului pentru colaborare și pentru schimb valoros de experiență. Mulțumim Universității de Stat din Republica Moldova, Liceului Teoretic Republican Aristotel, orașul Chișinău, Asociația Generală a Învățătorilor din România, Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina, Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Serbia. De asemenea, le mulțumim mult și partenerilor de încredere în educație, Lagmar Impex și Toro Centru Chișinău. Ei, toate astea nu s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi fost trei doamne minunate și cu deosebit respect și admirație țin să menționez coordonatoarele proiectului, grație cărora Școala Internațională de Primăvară a Cadrelor Didactice a prins viață și devine o strategie de succes. Doamna dr. Mariana Marin, președinta Asociației Generale a Învățătorilor din România, filiala din Republica Moldova,
conferențiar universitar, Universitatea de Stat Moldova. Doamna Ala Stăvilă, directoare Liceului de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale, Liceul Socrate, Chișinău. Și doamna State Daniela, lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, manager responsabil pentru calitate în Liceul de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale Socrate, orașul Chișinău. Suntem la evenimentul de totalizare. Timp de 4 săptămâni, vă dați seama, tocmai 4 săptămâni, am avut oportunitatea de a face o incursiune în conceptul științific-metodic al integrării transdisciplinare. Am avut parte de invitați de valoare, am revăzut proiectele educaționale inițiate de AgiRomD, am participat la ateliere interesante, training-uri și dezbateri cu tematica. Transformăm educația prin integrări transdisciplinare. Am primit răspunsuri, au apărut alte întrebări, am generat soluții, am obținut transformare prin colaborare, conexiuni și relații pozitive cu experți, cercetători și practicieni. Stimați lideri de opinie în educație, vă mulțumim din tot sufletul pentru toate minunile ce s-au întâmplat pe parcursul școlii de primăvară. Pentru cei care ne ascultă, vă rugăm să ne scrieți cum vă simțiți, cum vi s-a părut această perioadă frumoasă. Dar acum, cu mult drag, doamna Mariana Marin, președinta AgiRomD, doctor în pedagogie, conferențiar universitar și inima tuturor cadrelor didactice. Stimată doamna Marin, vă rugăm să ne împărtășiți impresiile, trăirile proprii despre necesitatea organizării școlii de primăvară. Doamna Marin, bună ziua! Bine vă găsesc, stimate colegi de platou, bine vă găsesc, dragă comunitate, toți cei care astăzi, în această zi frumoasă de 7 aprilie, de bună vestire, suntem împreună. Am ales să aducem vești bune, să aducem vești bune despre educație, să aducem vești bune în legătură cu un proiect minunat care cu adevărat își dorește să, pe de o parte, să clarifice lucrurile, pe de altă parte să deschidă o nouă eră. Vreau să vă spun, dragi colegi, că era integrării disciplinelor, pot să zic că abia începe, pentru că dacă până acum am tot încercat să prindem peștele, am încercat să pregătim undița, am încercat să înțelegem lucrurile. Și cu cât mai mult ne desprindem să înțelegem această concepție didactică ca un cerc și noi care anul trecut poate ne aflam în cercul, în centrul ei, cu cât mai mult ne depărtăm de centru, cu atât raza necunoașterii se mărește. Pe de o parte, acest cerc al necunoașterii sau cunoașterii este pe cât de acceptat de comunitatea științifică, pe atât înțelegem, dragi colegi, că roata a pornit și că datorită acestei școli de primăvară, școală internațională, la care au participat și colegi din România, colegi din Ungaria, colegi din Ucraina, colegi din Serbia, lucrurile se așează pe poliță pe de o parte, iar pe de altă parte școala noastră devine tot mai atractivă. Ce înseamnă a fi o școală atractivă? O școală în care copiii vin să învețe de plăcere, în care au răspunsuri la întrebările pentru ce îmi trebuie ceea ce învăț eu. Iar învățătorii noștri, profesorii noștri care acceptă concepția integrării, înțeleg că au o abordare mai holistică, o abordare de ansamblu asupra educației. Astăzi nu ne mai îngrijim fiecare de disciplina noastră, fie că suntem profesori de română sau de educație muzicală sau de engleză. Astăzi noi ne îngrijim de copil. Și ceea ce se întâmplă în proiectul Școala de Primăvară Internațională de Primăvară, Transformăm educația prin activități integrate, înseamnă că transformăm lucrurile așa încât să plecăm de la monodisciplinaritate spre transdisciplinaritate, adică spre viață. Eu în numele organizatorilor, dar fiecare organizator va vorbi, vreau să-mi exprim
optimismul, admirația, deschiderea dumneavoastră, dragi colegi, profesori, învățători, pentru faptul că ați acceptat să îmbrățișați această concepție și să schimbați lucrurile. Ați acceptat să reinventați educația, deși unii ar putea să se mire de acest cuvânt a reinventa, care ar putea semăna cu reinventarea bicicletei, dar el este absolut necesar. Să păstrăm tradiția și să ne conectăm cu realitățile zilelor de astăzi. Iată ce ar însemna în percepția mea reinventare. Mulțumesc tare mult tuturor mentorilor. Mulțumesc tare mult colegii noastre Daniela Stati, care a muncit cel mai mult în acest proiect ca să ajungă la inima fiecărui cadru didactic implicat în proiect, iar prin aceasta să ajungă la inima fiecărui copil și părinte. Evident că nu putem să nu menționăm, și nu că nu putem, dar pe primul loc menționăm Liceul de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale Socrate, care crede în această concepție, care este o școală STREAM, care este o școală altfel, o școală în care părinții și copiii vin de plăcere, pentru că aici se întâmplă lucruri minunate și frumoase. Cu această ocazie vreau să mulțumesc doamnei Ala Stăvilă, directoarea instituției, pentru investiția corectă în educație, pentru deschiderea către lucrurile inovatoare, pentru faptul, doamna Stăvilă, că cu multă atenție și grijă, deci moderați acest proiect minunat. Noi deja am discutat cu dumneavoastră ce vom face și la ediția următoare. Până atunci vedem ce se mai întâmplă, dar astăzi ne vom bucura împreună de rezultatele frumoase. Pe această cale mulțumesc și domnului Viorel Godea, care este partenerul evenimentului nostru, și mulțumim încă o dată pentru conferința de totalizare, dar și pentru faptul că dumnealui vine din domeniul afacerilor, din domeniul de business, dar este atât de conectat față de educație și este aproape de profesori. Ne bucurăm tare mult, este un exemplu pentru toți agenții economici care vor să investească în școală și nu știu cum. Iată, astfel de proiecte sunt cele mai credibile și plauzibile. Acestea fiind spuse, urmăresc cu drag ce rezultate vom avea astăzi, le vom privi. Nu doar ca să le privim, cu siguranță că dincolo de ecrane colegii noștri profesori stau cu pixurile în mână, cu carnetele și își vor face notițe, pentru că de mâine s-ar putea să se schimbe ceva și în clasele lor. Stella Baltac, colega noastră minunată, care este deținătoarea titlului Pedagogul Anului ediția 2015, care este membru Consiliului de Administrare, care este o învățătoare inovatoare și astăzi ne va ghida în lumea proiectelor de succes. Mulțumesc tare mult! Și noi vă mulțumim tare mult, doamna Mariana Marin, care sunteți inspirația noastră. Acum, dragi colegi, ajutați-mă să scriem ceva despre această doamnă. Scrieți în mesaje și ne bucurăm că sunteți cu noi, sunteți inspirația noastră și lucrurile nu s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi fost Mariana Marin. De una singură nu ar fi reușit, doamna Marin. De aceea am vrea să o avem alături cu un cuvânt de salut pe doamna Stăvilă Ala, directoarea Liceului de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale Socrate. Stimată doamnă, sunteți atât de bine cunoscută deja în sistemul educațional, lumea este curioasă în continuare să vă audă. Spuneți-ne, vă rugăm, câteva gânduri despre desfășurarea școlii de primăvară. Bună dimineața, dacă mă auziți. Perfect vă auzim. Doamna Mariana Marina, ați spus că sunteți cea care într-adevăr m-a inspirat și pe mine, m-a ajutat corect să ghidez resursele pe care le avem în sistemul educațional și pentru ce vă mulțumesc enorm de mult. Mulțumesc, doamne Baltac, de fapt este și inima Liceului Socrate, este cea care face parte din Liceul Socrate. Daniela, stați jos pălăria în ceea ce faceți astăzi, fiindcă în spate la tot ce este astăzi, de fapt, ceea ce este școala de primăvară, este Daniela Stati. Mulțumim enorm de mult!
Și cu siguranță mereu am zis că pentru mine, de fapt, resursele umane sunt cele mai importante. Și astăzi sunt gata să investim atâta finanțe, cât și energie, putere și tot ce am eu în resursele umane, adică în voi, cadrele didactice. Mulțumesc mult pentru școala de primăvară. Sper, de fapt, nu sper, sunt convinsă că fiecare profesor a învățat, a știut să învețe și a fost predispus să învețe tot ce este STREAM, științe, tehnologii, inginerie, matematică și reading. Eu vă mulțumesc enorm de mult și da, Mariana Marina a spus că cumva deja și a apărut o altă idee pentru o altă școală de primăvară și sperăm să venim cât de curând cu idei noi, ceea ce înseamnă școala de primăvară pentru 24-25. Mulțumim enorm de mult și o zi frumoasă aveți! Doamnă Stăvilă, mulțumim frumos! Rog toată comunitatea să scrie un mesaj pentru directoarea liceului de limbi moderne și tehnologii informaționale Socrate. Să știți că vă apreciez enorm, să știți că îmi sunteți dragă și vă mulțumim că faceți echipă cu noi împreună. Scrieți un mesaj acolo pentru doamna director. Nu s-ar fi întâmplat toate așa de bine și de frumos dacă nu ar fi fost și a treia zână, este vorba despre Daniela State, care a stat zi și noapte cu fiecare dintre noi, cei care s-au implicat, au fost curioși și s-au interesat de acest subiect, care mai curând îl asociem deja și cu Daniela State. Daniela State, vă rugăm să salutați întreaga comunitate. Dragă comunitate, stimată doamna Marin, stimată doamna director, dragă colegă Stella Baltac, stimați colegi care astăzi de bună vestire așteptați vești bune de la noi, cadre didactice, cei care am muncit practic timp de o lună. Misiunea mea este astăzi una, cred eu, modestă, dar foarte importantă. Eu astăzi mi-am propus să am rolul de cel care totalizează, cel care face niște bilanțuri. Bilanțurile nu pot fi făcute acum la început de această conferință, pornind de la faptul că am ales pe sprânceană 10 cadre didactice care au fost prezente în data de 30 martie la atelierile din liceul Socrate. Am ales ca fiind cele mai bune proiecte, proiecte de succes și este logic ca totalurile să fie prezentate acestei conferințe, acestei școli de primăvară după prezentarea acestor proiecte, din care știu cu certitudine că veți lua multe lucruri bune. Mie îmi rămâne doar să iau și eu creionul în mână, pixul, să mă retrag și eu cu minte în bancă și să iau notițe, pentru că nu am reușit sâmbătă, când a avut loc, au avut loc aceste ateliere, să parcurg să cuprind toate ideile frumoase care au fost generate în cele 10 ateliere. Le mulțumesc mult mentorilor care au fost și nu în ultimul rând celor care m-au inspirat și pe mine, doamne Mariana Marin, Stella Baltac, dar și multitudinea de cadre didactice care au așteptat nerăbdătoare și mi-au scris mesaje de încurajare. Doamna Baltac a zis că am stat nopți și zile, nu este adevărat, nopțile nu ne-am stat. Sunteți modestă. Am lucrat zile, am lucrat nu atât de mult. Știți de ce? Cred cel mai mult m-au inspirat și m-au motivat cadrele didactice care cu adevărat s-au arătat motivate și interesate de acest concept. Știu că asta este pedagogia viitorului. Știu că asta este o necesitate pentru sistemul educațional. Sper foarte mult ca aceasta cu adevărat să fie o școală a profesorilor, pentru că noi trebuie să fim modele de învățare. Știm foarte bine, elevii învață din ceea ce văd, nu ceea ce le spunem. Ne-au văzut în toată această perioadă învățând și în acest sens, în acest fel, am rămas și rămâne modele de învățare pentru elevii noștri. Eu sunt convinsă de fapt că și după activitatea de astăzi, săptămâna viitoare, prin școlile din Republica Moldova, se vor iniția proiecte STREAM. Tocmai acum, la sfârșit de an de învățământ, când este momentul să facem totalurile. Mă retrag cu minte pentru a-mi lua notițe și vă promit că revin la sfârșit cu un mesaj de totalizare. Vizionare plăcută tuturor! Stimate doamne, mulțumim! Vă lăsăm să fiți cu noi, să ne ascultați, să ne admirați și să apreciați. Iar noi ne continuăm munca, de fapt.
Întâlnirea noastră de azi nu este una întâmplătoare, pentru că ne-am unit momentul în care să împărtășim de rezultatele obținute. A menționat și doamna State că sâmbătă, când toată lumea are treburi pentru acasă, 30 martie, în Liceul de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale Socrate a fost mare vâlvătă. S-au desfășurat 10 ateliere practice în care cei mai buni, mai curajoși formatori au desfășurat activități interesante și au descoperit împreună pașii de planificare și desfășurare a activităților integrate și învățarea integrată. Acum am să rostesc numele acelor doamne care s-au implicat, care au moderat și am să vă rog să apreciați, să le încurajați, să le scrieți un mesaj. Morcov Viorica, Gorceag Adriana, Bernaz Natalia, Stratulat Alina Mihaela, Duminică Luminița, Purcaci Tatiana, Suhin Angela, Savciuc Ana, Secrierul Olga, Mândru Nina, Popușoi Cristina, Furmuzache Mariana, Vornicu Maria, Tulbu Cristina, Pavlov Diana, Gode Cristina, Vasilache Tatiana, Butuc Brigai Maria, Pârlog Antonina și Natalia Moglan. Toate aceste doamne au făcut lucruri minunate, au desfășurat atelierele cât de bine au putut să o facă. Pe măsură ce încheiem această ediție memorabilă a Școlii Internaționale de Primăvară, dragi colegi, ne exprimăm recunoștința profundă și aprecierea sinceră. Participarea și implicarea dumneavoastră, entuziasmul și dorința de a învăța, de a ne învăța și pe noi, de a împărtăși din cunoștințe, a fost coloana vertebrală a succesului nostru în toată această perioadă. Cred că cel mai important, de fapt, este momentul că în fiecare atelier s-a vorbit, s-a muncit, s-a descoperit lucruri noi. Dar astăzi, doar câte un reprezentant va veni ca să ne prezinte produsul, să ne împărtășească din experiențele acumulate, să putem să aflăm, să ne împărtășim cu idei frumoase. Noi însă ne înarmăm cu un caietel, cu notițe și cele mai năstrușnice idei vă rog să le notați. Vom fi onorați dacă veți scrie și veți transmite tot felul de mesaje constructive, tot felul de feedback-uri care le merită fiecare participant. Deci, să începem. Primul atelier a fost moderat de către Morcov Viorica și Gorceag Adriana. În acest atelier s-au întâmplat minuni, au fost călătorii și au pornit de la metafora călătorie în univers. Astăzi o invităm pe Apolski Inga, Liceul Teoretic Vasile Alexandrii, Municipiul Chișinău, grad didactic superior, să ne povestească, să ne inspire, să ne explice ce s-a întâmplat în atelierul numărul 1. Doamna Apolski, vă rugăm să conectați microfonul. Bună dimineața tuturor! Sper că mă aud foarte bine în această duminică frumoasă și timpul ține cu noi și sărbătoarea este cea care ne inspiră să devenim și mai buni. Vă salut, doamna Mariana Marin, președintele asociației noastre, că deja a devenit a noastră, a sufletului tuturor pedagogilor din Republica Moldova. Doamna Ana Stavilă, un director care a oferit această oportunitate pentru a realiza proiectul minunat și, nu în ultimul rând, Daniela State, care a muncit mult și, de fapt, a contribuit la înțelegerea acestui concept de învățare integrată pentru toți învățătorii din Republica noastră. Stimați colegi, dragi colegi, noi am lucrat în atelierul care s-a numit Călătorii. Și dacă dumneavoastră acum vă gândiți că noi ne-am gândit la călătorii, poate în Egipt, da, niște țări asiatice, să abordăm acest subiect, sau poate v-ați gândit că mergem într-o țară antică să vom aborda o istorie a antichității, sau poate vă gândiți că, de fapt, ideea proiectului a venit de la Olimpiada care se desfășura în Paris în anul acesta. Să știți că aveți dreptate dacă vă propuneți să realizați acest deziderat călătoriile. Dar formatorii noștri au fost foarte finuți și ne-au ghidat, ne-au oferit nouă posibilitatea să ne închipuim ce am putea noi genera din proiectul Călătorii în Univers. Ne-am dat toți cu părerile, am fost deschiși în comunicare și am pornit de la universul stelar până la ceea ce este mai aproape de copil. Și ne-am oprit la istorii de familie, la călătorii ce țin de istorii de familie. Acesta a fost
dezideratul proiectului nostru mare. Următoarea provocare pe care ne-au propus-o formatorii a fost și mai și. Atunci când ne gândim la istorie de familie, toți ne ducem cu gândul la acel curriculum școlar și ne gândim că este vorba despre educație, despre familie. Dar să știți că am privit mai larg și am gândit și la educație pentru sănătate și am abordat subiectul sănătate mentală, sănătate fizică și am fost încântată de competențele profesionale a colegilor care au lucrat în grup pentru că am abordat și educația interculturală, mai ales în vremea de astăzi când copiii noștri trăiesc această deci multiculturalitate în școli și în mutarea evenimentelor care se produc în lume, le facem lumea mai aproape, deci exact cea situație vitalistă, să le aducem copiilor lumea mai aproape. Grupul în care am lucrat, sigur că am avut drept scop dezvoltarea unor competențe. În cazul grupului meu, mai restrâns, a fost competența emoțională. Am abordat și competența socială, dacă e vorba de grupul care a lucrat la conceptul educației, deci pentru cultură. Deci și grupul care a lucrat la educație pentru familie, deci respectiv a avut o altă competență, o competență cognitivă pe care s-a axat. Proiectul nostru, de fapt, a fost un proiect foarte interesant și vreau să vă spun că discutând despre competențele dezvoltate în cadrul unui proiect, le mulțumesc enorm formatorilor care, de fapt, au fost deschiși spre ideile noastre și am ajuns la concluzia că, sigur că punând accentul pe una dintre competențe, noi, de fapt, le valorificăm pe toate. Deci, dezvoltând direcția, să zicem, tehnologii, arte, dacă vorbim despre am, sau lectură, tot una noi implicăm toate celelalte domenii. Adică e vorba totuși de o activitate integrată, ceea ce spunea doamna Marina anterior despre ștergerea limitelor între discipline. Sigur că pot să vă povestesc mai amănunțit despre proiectul realizat de grupușorul nostru, care dezvoltând competența emoțională la capitolul științe, sigur că le-a propus copiilor din start, vreau să menționez un lucru. Grupul nostru a avut învățători de clasele primare și ne-am pus ca scop să ne axăm pe principiile educației centrate pe copil și pe ceea ce ar putea să facă de fapt copiii. Da? Deci ideile învățătorilor sunt de regulă extraordinare, dar nu în ultimul rând trebuie să ne gândim la faptul că elevii care se implică în acest proiect, noi am avut un proiect care implica 40 de persoane, deci elevi de clasele primare, din clase diferite și de aceea am ținut cont ca toate activitățile pe care le propunem să fie în primul rând accesibile copiilor și să le fie copiilor interesant. Noi am dezvoltat competența emoțională și dacă să trec câte o sarcină, deci la fiecare domeniul de abordare ar fi următorul. La domeniul științei le-am propune elevilor, dacă e vorba de educație pentru sănătate, să se documenteze despre deci, ce realizări au membrii familiei în domeniul sănătății. Deci prin fotografii, prin poate diferite diplome au părinții din școală sau poate să culeagă informații. Asta ar fi pentru copii foarte interesant și ar pune în valoare și familia, ba chiar ar implica membrii familiei simțindu-se și ei parte a învățării propriilor copil. Dacă vorbim de domeniul tehnologiei, foarte mult ne-a plăcut să creăm un complex de exerciții pentru dezvoltarea fizică generală. Astăzi avem acces la tehnologii și împreună cu familia copiii să propun acest complex de dezvoltare fizică generală care ar servi pe timp de 3 săptămâni cât ne-am propus noi proiectul, ca un fel de început în fiecare dimineață pentru copiii claselor primare. Dacă vorbim de domeniul comunicare, sigur că ne-am gândit să invităm numai decât un expert, poate chiar învățătorul de educație fizică din gimnaziu sau chiar învățătorul care îl au, acea persoană care este mai aproape de copii, să le vorbească despre, deci, sigur, importanța sportului în viața copiilor. Și să redacteze și un pliant care ar fi motivațional pentru elevii din gimnaziu să iasă din conceptul clasei, ca să fie motivat și cei mai mari pe viitor să se implice în proiect. Cel mai mult ne-a plăcut în toate grupurile care au lucrat în cadrul acestui atelier al nostru mare,
aspectul acesta de inginerie. El de regulă trezește pentru învățători de multe ori bătăi de cap, cam în ce fel am putea implica elevii, poate resurse nu sunt destule, dar să știți că dacă este dorință, cu siguranță elevii au de câștigat și este domeniul în care ei aplică, în care ei dezvoltă și nasc idei extraordinare. Ne-am propus să facem întâlniri cu părinții care sunt medici, care ar putea să le aducă machete sau să creeze împreună cu ei machete ca elevii să-și dezvolte abilități de îngrijire a dinților, de igienă personală. Ar fi foarte, foarte bine. Sau să formeze niște truse medicale pentru, igienice și să participe la o activitate de grăbește să face un bine în ajun de vreo sărbătoare, să facă donații sau nu chiar la sărbătoare. Tot ar fi un aspect foarte interesant. Deci am vorbit, am inițiat aici cu colegele mele, ba chiar și un atelier practic de pregătire a unui mic dejun sănătos împreună cu părinții și împreună cu cantina școlară. În acest proiect zic eu că nu este în ultimul rând rău dacă implicăm și comunitatea. Deci e vorba de cantina școlară, e vorba de bibliotecă, e vorba de toți actorii care ar putea fi în jurul copiilor. La arte a fost cel mai simplu, dar și cel mai interesant. Am încercat cumva să trasăm aici corespondențe între arte și tehnologie, pentru că, de fapt, aici a fost un amalgam de idei interesante. Din hârtie reciclată se poate de confecționat mingi pentru educația fizică sau pentru pauzele dinamice pe care le facem. Deci, din diferite materiale reciclabile putem confecționa diferite instrumente care ne-ar ajuta să executăm anumite exerciții sau să creăm jocuri noi. Ne-a plăcut mult acest aspect de interacțiune între inginerie și artă. Sigur că ne-am gândit și la matematică. Aici, nu în ultimul rând, vom vorbi despre banii de buzunar, cum să cheltuim corect, cum să încercăm să convingem elevii ce e bine pentru sănătate atunci când își procură anumite bunuri. Și tot aici ne-am propus, ba chiar și să, dacă e vorba de sănătate, tot o activitate care pe mine m-a impresionat, încercați, dacă mai ales trăiți în comunități mai mici, în localități mai mici, elevii să-și creeze cel mai ușor traseu până la școală, să-l parcurgă împreună cu părinții, să facă o hartă acestui traseu și să marcheze chiar și locurile cele mai importante, poate o casă sau poate un loc care pentru elev are o semnificație deosebită. În final, am încheiat acest proiect cu starturi vesele. Dacă vă întrebați cum oare s-ar regăsi toate activitățile făcute stream în starturi vesele, atunci vrem să vă spunem că profesorul de sport care ne-a propus un interviu cu siguranță va fi cel care va vrea să gestioneze aceste activități sportive. Părinții cu siguranță se vor implica în asigurarea resurselor și cu siguranță se poate de organizat în cadrul starturilor vesele, deci neapărat probe cu instrumentele pe care le-au confecționat singuri copiii. Atât de tare ne-am entuziasmat că vreau să vă zic că eu am și lansat acest proiect în instituția mea. Am undeva stăteam foarte așa mai rezervat atunci când a fost vorba de competența emoțională pe care au lansat-o doamnele Morcov și doamna Gorceag, dar să vedeți că doar un pic de creativitate, un pic de dorință și lucrurile au mers extraordinar. Nu am să ezit să vă spun, stimați colegi, că și celelalte grupuri din marea noastră deci vâlvă au avut niște produse extraordinare. Colegii noștri de la educație culturală, deci vreau să vă spun că au terminat produsul cu un festival deci al culturilor, pentru că învățătoarele au zis că în școli au copii de mai multe naționalități și cu siguranță vă dați seama câte activități pot organiza și la domeniul comunicare, și la domeniul tehnologii, mai ales la domeniul artei, acolo unde este vorba de dans, de poezie, de muzică, deci proiectele au fost extraordinare. Și cei de la activitatea cognitivă care au avut-o, neapărat au finalizat cu un arbore genealogic. Cât este de plăcut când produsul final își are valoare și în familie, atunci când fiecare copil merge acasă cu un arbor genealogic creat, deci conștient, deci în măsura posibilităților vârstei lor. Să știți că o plăcere enormă am avut la acest atelier. Mă bucur foarte mult că am avut posibilitatea să discutăm, să fim deschiși,
să spunem pro și contra. Nu am avut exagerări de idei. Ne-am axat în cheia vârstelor copiilor pe care îi avem în față. Și gândesc eu, cu cadrele cu care noi am fost împreună, profesioniste, copiii noștri au de câștigat. Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitate. În special, vă mulțumesc mult Asociația Giro. Sunteți cei care, de fapt, astăzi promovați educația. Mergeți cu pași înainte, adică noi toți suntem Agiro, să vorbesc și la mine personal, mergem cu pași mari spre o educație de calitate. Lumea se schimbă, să fim și noi în pași cu schimbarea. Și dezideratul meu este următorul. Experiența nu este ceea ce se întâmplă unui om, dar ceea ce face un om cu ceea ce se întâmplă. Iar tuturor vă doresc în final, vara aceasta, să aveți parte de o călătorie în Egipt, să mergeți la Olimpiadă în Franța. Deci avionul merge anul ăsta de 3 ori pe săptămână direct, așa, serios vă zic, și neapărat să vizitați locurile frumoase. Vă doresc o duminică frumoasă și sper că ideile noastre vor fi un punct de plecare pentru unii învățători. Mulțumesc mult! Vești bune ne-ați adus, doamna Polski, din atelierul numărul 1. Vă mulțumim tare mult. Mulțumim și formatorilor care au pus la cale tot ceea ce s-a întâmplat acolo. A fost atât de frumos că toate activitățile s-au rotit în jurul valorilor. Ați selectat frumos competențele și în felul ăsta ați respectat principiile centrate pe elev. Vă mulțumim, vă propunem să rămâneți în continuare, iar noi vom parcurge și plecăm, ne îndreptăm spre atelierul numărul 2. Formatoarea acolo și moderatoarea au fost Bernaz Natalia, stratulat Alina Mihaela. Le mulțumim și știm că au o voce și această voce este Carolina Crimcean, instituția publică Liceului Mihai Eminescu, Drochia, grad didactic 1. Doamna Crâncean, vă invităm și am vrea să aflăm ce s-a întâmplat în atelierul dumneavoastră și care sunt factorii care mențin o stare de echilibru pentru inima ta. Așa a fost metafora de la care ați pornit. Doamna Crâncean, sunteți cu noi, ne auziți? Da, din păcate o să așteptăm până revine și până se conectează alături de noi. Bine, noi probabil vom continua pentru că avem un alt atelier, atelierul numărul 3. Și acolo s-au întâmplat lucruri minunate pentru că mentorii au fost Duminica Luminița și Purcaci Tatiana. Ele au fost cele care au pus la cale și au discutat despre ceasul flori, că de acolo au pornit, de la metafora florile primăverii, ceasuri de soare. Doamna Rodica Buiacov, instituția publică Liceul Teoretic Onisifur Ghibu Orhei, grad didactic superior. Știu că sunteți alături de noi și vă invităm să ne spuneți ce s-a întâmplat în atelierul dumneavoastră. Bună ziua, dragă comunitate, și neapărat vă povesti în două cuvinte pentru că vin cu o altă prezentare mai deosebită decât colega mea de mai sus. Despre atelierul nostru s-a văzut, nu doar s-a auzit, foarte multe, pentru că chiar am realizat niște produse minunate în acest atelier cu niște doamne și persoane deschise, pozitive, competitive și profesioniste, în care ne-a adus în lumea florilor de primăvară. Am lucrat în 3 echipe foarte bine organizate și prietenoase, în care am descris diferite sarcini produse în baza competenței pentru media, competenții sociale și emoționale. Am realizat postere chiar fizice, practice, chiar și am cântat. Nu doar am realizat macheta cea frumoasă din reciclabile. Dar astăzi mă opresc și vreau să mulțumesc anume acestor moderatoare care ne-a dus în lumea aceasta a florilor și am obținut și am realizat foarte multe noutăți, anume în domeniul de a proiecta o activitate transdisciplinară. Și în continuare vreau să propun nu acel proiect care l-am realizat, noi toate am pozat, ne-am diseminat, dar am să prezint un proiect anume al meu, care este tema pentru a care
El îmi spuneți doar că dacă se vede. Așa. Mă auziți? Se vede, așa, perfect. Vă auzim, se vede totul. Și vreau să propun, deci în baza celor învățate în atelierul numărul 3, vreau să propun colegilor mei din care ne vizionează, anume despre furnica lucrătoare Timelia Mușuroiului. Am să enumer pe scurt din structura proiectului realizat și cred și sper că o să vă fie de folos. Deci afișul despre proiect care ne atragem și motivăm copiii este: vino să aflăm împreună despre viața furnicilor, dar nu numai, despre lucrul în echipă și colaborarea lor, despre planificare și eficiență, despre disciplina neapărată și persistența în colonii, despre responsabilitate și devotament față de sarcini, despre importanța comunității și inteligența colectivă. Desigur, am ales domeniul educație pentru societate, dezvoltând competența socială. Participanții care am selectat vor fi 31 de elevi din clasa a 3-a și 20 de elevi din clasa a 7-a, durata proiectului fiind de 6 săptămâni, iar situația vitalistă este răspunsul la întrebarea ce învățăm de la furnici. Produsul așteptat integrator pentru întreg proiectul este lăbucul de grup. Grupul să fie maxim de 4-5 persoane, anume pe A1, fiecare având rolul său în realizarea acestui produs. Din cele 6 domenii a streamului, deci mi-am proiectat câte un obiectiv și îl voi da citire foarte pe scurt. Deci, din domeniul științei este obiectivul descoperirea și înțelegerea comportamentului social al furnicilor prin observații și experimente într-un mediu controlat. Din domeniul tehnologiei mi-am proiectat să construim un sistem de monitorizare a activităților furnicilor folosind tehnologii precum IT-ul. Din inginerie, confecționarea unui habitat artificial pentru furnici care să reproducă condițiile din mediul lor natural, adică o machetă a mușuroiului. Din domeniul artei mi-am proiectat utilizarea furnicilor ca sursă de inspirație pentru a crea opere artistice, cum ar fi picturi, sculpturi sau instalații interactive. Din matematică vom rezolva probleme matematice care descriu comportamentul și interacțiunile furnicilor în colonii și din domeniul comunicării crearea materialelor educaționale, prezentărilor în prezentările literar-artistice și pentru a împărtăși cunoștințele dobândite a altor colegi. Iată, în continuare voi enumera doar câte 2-3 activități sarcini cu un șir de produse în fiecare din fiecare domeniu. Spre exemplu, la științe voi pasa sau voi baza pe cercetări științifice despre viața furnicilor. Se vor documenta despre viața furnicilor, cooperarea lor în mușuroi, rolurile în furnicar, tipuri, specii, alimentare, etc. Și neapărat vor realiza niște experimente științifice simple pentru a înțelege mai bine comportamentul furnicilor, cum ar fi testarea preferințelor lor alimentare sau observarea modului în care relaționează. Din domeniul tehnologiei mi-am proiectat o prezentări în PowerPoint sau o carte digitală care pot să o fac din propria cercetare despre furnici, inclusiv despre aceste specii și cunoștințe realizate deja din sursele documentate și apoi putem merge într-o excursie în natură pentru a observa furnicile în mediul lor natural. Deci acolo o să facă copiii schițe, fotografii sau înregistrări video ale activităților furnicilor și pot identifica speciile de care le întâlnesc. Din domeniul comunicare voi axa pe scris și dramatizare de povești despre furnici. Deci pot scrie povești fictive sau pot crea scenarii de teatru despre aventurile furnicilor, apoi să le dramatizeze și să le prezinte în fața altor copii sau a familiei. O altă sarcină în acest domeniu
mi-am propus crearea unui pliant, deci copiii pot selecta informații anume de la bibliotecă despre furnici din opere literare. Asta este scopul de lucru cu cartea, poezii, povestiri, proverbe, ghicitori și vor completa un pliant cu scris de mână anume și colaje. În domeniul ingineriei, cel mai interesant acest domeniu este cel mai captivant și motivant pentru copii. Vor confecționa sau vor construi un habitat pentru furnici, adică macheta unui furnicar, folosind materiale precum o cutie de plastic sau sticlă transparentă, pământ, nisip, pietre mici, plante. Pot observa comportamentul furnicilor în acest mediu artificial cu cămări, cu roluri. Și neapărat a doua sarcină va fi, a doilea produs va fi modelarea din plastilină, deci vom crea miniaturi de insecte din plastilină pentru a completa populația acestui mușuroi construit. În domeniul artei aici este imaginația larg deschisă și ne vom axa și ne vom inspira chiar pe însăși furnica și vom crea desene, picturi sau colaje. Chiar vom asocia rolurile furnicilor cu niște meserii, bijuterii sau putem să creăm niște păpuși de materiale reciclabile. Nu va lipsi cânticul și dansul, pentru că chiar am răsfoit YouTube-ul și o mulțime de versuri muzicale despre furnici sunt create de scriitori și compozitori sau pot prezenta un dans al furnicilor improvizat în echipe. Și în ultimul rând, în domeniul matematicii, ne vom axa pe rezolvarea de probleme despre populații în care putem calcula densitatea populației de furnici într-o anumită zonă, despre comportamentul de hrănire, să calculăm cantitatea de hrană pe care o furnică individuală o aduce înapoi la furnicar dintr-un anumit interval de timp, despre comportamentul social, comportamentul de construcție, unde putem investiga modalități în care furnicile construiesc, calculăm cantitatea de material, ritmul de lucru, mobilitatea și navigația și multe alte probleme interesante. Deci am ajuns iarăși la acel afiș, pentru că de unde am început acolo finalizăm, că în concluzie, prin abordarea acestei situații vitale, ce învățăm de la furnici, elevii pot învăța nu doar despre furnici și comportamentul lor, ci despre valori competențe sociale și valori și competențe sociale esențiale, cum ar fi colaborarea în echipă, comunicarea, responsabilitatea și devotament față de sarcini, despre adaptabilitate și reziliență, despre importanța comunității și altele. Aceste lecții pot contribui la dezvoltarea unei perspective mai largi și mai profunde asupra relațiilor sociale și a modului în care indivizii pot controla, colabora pentru a atinge aceste obiective frumoase comune. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vreau să vă doresc ca noi să fim și noi harnici ca furnicile, să fim uniți și pașnici, prietenoși și, nu în ultimul rând, sănătoși. Mulțumim foarte mult! Stimată colegă, ne-am dat seama că în atelierul numărul 2, în furnicarul dumneavoastră, acolo s-au întâmplat lucruri frumoase. Ați fost hărnicuțe ca niște furnicuțe. Ne-a plăcut faptul că ați orientat totul spre aspectul practic, ceea ce este mai aproape de elevi. Vă mulțumim dumneavoastră, întregii echipe, mulțumim moderatorilor Duminica Luminiță, Purca și Tătiana. Și noi vom reveni în alt atelier, revenim la atelierul 2. Colega noastră, Carolina Crimincean, sper că ne auziți. Stimată colegă, bună ziua! Vă zic bună ziua tuturor! Vă auzim, perfect! Îmi cer scuze că tehnica dau bătaie de cap. Totul este bine! Vreau să zic că am o mare ocazie și sunt onorată să fiu aici prezentă alături de dumneavoastră, alături de întreaga echipă a Giro, să le aduc mulțumiri doamnelor formatoare în care am avut plăcerea să lucrăm foarte activ într-un mediu plăcut, alături de doamnele Natalia Bernaz și doamna stratulată Alina Mihaiela. Am avut o deosebită plăcere să conlucrez cu două doamne, colege, la care am
am muncit împreună și am realizat proiectul pe care vreau să-l prezint și nu aș putea să nu le numesc și pe ele, pentru că a fost o muncă comună, și anume pe doamna Ursu Darea din Măgdăcești și doamna Dociu, dacă nu mă înșeală memoria, din Chișinău. A fost o interacțiune foarte plăcută și anume activitățile pe care ne le-au propus dumnealor foarte utile, pas cu pas au fost explicate în așa mod ca să fie clar cum se realizează acest proiect STREAM. Și dacă îmi permiteți să-l prezint în continuare. Da, chiar vă rugăm. Noi o să vă ascultăm, o să ne notăm, o să furăm idei. Sper să fie bun și aplicabil. Cu siguranță, cu siguranță că din toate câte ceva reușim să preluăm idei pentru a îmbunătăți. De fapt, pentru asta și ne adunăm, pentru aceasta ne întâlnim, să împărtășim unii cu alții. Deocamdată nu, mai încercați. Nu vedem prezentarea dumneavoastră încă. Reușiți? Dacă nu reușiți, așa, acum este... A apărut, perfect. Doar dacă o puneți pe tot ecranul, să nu vedem restul bucătăriei, așa. Vă ascultăm foarte atent. Mă numesc Crimincean Carolina, sunt din orașul Drochia, instituția Mihai Eminescu și activez deja de peste 20 de ani în această instituție. Și în continuare... Proiectul la care noi am lucrat și a fost intitulat Superputerea inimii. În cadrul afișului am scris următorul mesaj ca să fie cât de captivant și atractiv pentru copii. Te-ai întrebat vreodată de ce corpul uman are câteodată două organe perechi și doar o singură inimă? Vino să particip la acest proiect. Sunt sigură că inima ta va fi fericită. În calitate de participanți am ales elevi din clasele 1, clasa a 3 și clasa a 6, ceea ce este recomandabil ca acest grup de elevi să fie eterogen. Și în calitate de dilemă, situația vitalistă, mi-am propus întrebarea dată: care sunt factorii ce mențin o stare de echilibru pentru inima ta? Care va derula pe parcursul a 4 luni competența pe care ne-am axat este competența socială. Conținutul generic pe care ne l-am ales la fel este educația antreprenorială. Care este produsul așteptat la finele acestei activități? Ne-am propus ca să fie un iarmaroc și prin urmare, de ce anume? Pentru că desfășurarea activităților educative cu scopul de a-i ajuta pe cei mici să înțeleagă cum funcționează corpul uman. Și prin urmare ne-am axat la fiecare domeniu cu câteva activități. Șirul acestor activități poate varia în dependență de creativitatea și imaginația cadrului didactic, și anume, voi enumera câteva anume la domeniul științe. Cercetați semnificația simbolurilor inimii pe diferite inscripții. Cercetați legislația în vigoare cu privire la organizarea unui iarmaroc. Cercetați secretele unui marketing de succes. Identificați ofertele diferitor întreprinderi pentru procurarea ingredientelor necesare pentru prepararea produselor. Alegeți câțiva întreprinzători de succes pentru a vă documenta despre crearea unei platforme prin care fiecare să se poată dezvolta individual.
Și iată aici, la fiecare aspect ne vom referi și am ales un produs final pe care îl vor elabora elevii, și anume poate fi un pliant sau un buletin informativ. Următorul domeniu, tehnologii. Am propus la fel câteva activități pe care trebuie să le elaboreze elevii. Realizați un spot publicitar prin care să atrageți atenția cumpărătorilor. Creați un afiș electronic în diferite aplicații, Canva, PPT sau altceva, prin care să faceți profit prin produsul ce urmează să fie vândut. Creați o aplicație care să determine bătăile inimii în diferite stări emoționale. Realizați o aplicație care să contorizeze donațiile primite. Exemplificați rețete pentru produsele de panificație pregătite pentru Iarmaroc, includeți-le într-o carte digitală. Și iarăși un produs pe care am recomandat elevilor ca să-l creeze este un spot publicitar sau fie o carte digitală. Pentru următorul domeniu am enumerat următoarele activități. Elevii pot crea diferite felicitări cu mesaje motivaționale care reflectă subiectul proiectului Superputerea Inimii, să creeze și să caute pentru realizarea produselor copturi în formă de inimioare, să elaboreze scenariul activităților propuse în cadrul Iarmarocului, să realizeze o mică dezbatere între colegi, care va fi scopul, cu ce pot veni ei la Iarmaroc, cu ce nu pot veni. Deduceți câteva reguli prin asigurarea tehnicii securității în cadrul acestor tipuri de activități. Să discute în baza vizionării unui filmuleț, video, și apoi să facă niște concluzii în baza lui. Să memorizeze citate despre cum pot avea succes în lume și care este rolul superputerii inimii. Și desigur, nemijlocit, produsul pe care îl pot realiza este un infografic, un mesaj colectiv, o felicitare. Următorul domeniu de inginerie, la fel am enumerat câteva activități pe care ei trebuie să le realizeze. Să confecționeze din lut polimeric, inimioare, coliere, cănuțe cu inimioare. Să creeze compoziții pentru orice ocazie care să conțină la fel elementul de bază inimioare. Inventați ambalaje pentru produsele create. Croșetați pernuțe în forme de inimioare. Elaborați etichetele cu prețul produselor și informații despre conținutul lor. Produsul final pe care îl vor realiza, deci este un pliant sau un buletin informativ. Așa. Cer iertare. Așa, următorul domeniu, deci pe care m-am axat, sunt următoarele sarcini. Copiii să orneze prăjiturile în formă de inimioare, să organizeze masterclass, confecționând inimioare din macrame, să creeze linia melodică pentru organizarea Iarmarocului, să creeze origami în formă de inimioare. Și produsul pe care pot să-l realizeze la finele acestui domeniu, deci sunt poze, desene, diferite aplicații. Următorul domeniu pe care copiii îl vor alege, ne-am propus ca să stabilească costul unei prăjituri în formă de inimă, să cântărească cantitatea fiecărui ingredient necesar pentru producerea prăjiturilor, să stabilească prețul fiecărui produs expus la Iarmaroc și să verifice, desigur, lista denumirii produselor expuse spre vânzare. Și anume produsul final,
pe care îl vor realiza este un tabel de sistematizare a datelor, observărilor sau investigațiilor. Ca concluzie, aș putea spune: în ce mod răspundeți la situația vitalistă și cum ea a contribuit la dezvoltarea competenței? Și desigur că putem spune despre aceste activități transdisciplinare că anume prin desfășurarea lor în grupuri eterogene cultivă cooperarea, ajutorul reciproc, diversitatea sarcinilor propuse vor asigura participarea lor activă a fiecărui elev în dependență de domeniul solicitat. Și anume cadrul didactic va observa tipul dominant de inteligență al fiecărui copil. Experiența asimilată și bucuria de a crea ceva în comun, anume aceasta este și temelia conviețuirii cu ceilalți. Și asta a fost prezentarea. Sper că a fost destul de utilă și dacă careva dintre dumneavoastră o puteți să o mai rectificați sau să o completați la rândul său. Vă mulțumesc! Doamna Baltac, microfonul dumneavoastră. Doamna Baltac, microfonul dumneavoastră. Ah. Am înțeles. M-am ascuns și vorbeam eu singura. Mulțumesc. Îi mulțumim foarte mult colegii noastre, doamna Crâmcean. Mulțumim moderatoarelor Bernaz, Natalia Stratolat, Alina Mihaela. Între timp vă rugăm cei care ne ascultați, ne urmăriți să scrieți ideile care vi s-au părut interesante și pe care le-ați prelua. În continuare, în atelierul 4, unde au fost Suhin, Angela, Savciuc, Ana, care au moderat frumos acest atelier, o rugăm pe colega noastră Focșa Alina, instituția publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu Căușeni, grad didactic 1, să ne spună ce s-a întâmplat, ce fel de telefon vorbăreți au avut ele acolo, în grupul lor. Doamna Focșa, bine ați venit! Vă salutăm! Bună ziua, bine v-am găsit. Voi prezenta printr-un produs, carte electronică, produsul realizat de grupul 4. Într-adevăr, am avut două formatoare superbe, cărora le mulțumesc din start pentru că ne-au ghidat și am înțeles și am pus pe policioare cum corect trebuie să realizăm un proiect STREA. Deci, așa cum v-ați dat seama deja, pașii proiectului sunt determinarea temei proiectului, avizul, participanții care vor fi, dilema, situația vitalistă, adică durata proiectului și obiectivele. Imediat să măresc și dacă e să vorbesc exact despre ceea ce am realizat la acest atelier, atunci noi am parcurs trei competențe prin trei expresii generice. Mă voi opri la unul dintre ele și anume provocarea care am primit-o de la doamnele Suhin și Savciuc. Motoul a fost telefonul vorbăreț. Așa cum se începe cu un aviz, avizul a fost cel pe care îl vedeți la ecran. Participanții proiectului, dacă acest
proiectul vom realiza în clasele noastre, atunci alegem să participe 22 de elevi din 2-3 clase paralele. Dilema, problema vitalistă va fi jucându-ne, învățăm, comunicăm, ne dezvoltăm, continuu implementăm. Durata proiectului am preconizat-o pentru 2 luni și obiectivele să enumere riscurile utilizării excesive a telefonului. Dintre toate competențele am pus accent la acest generic pe competența socială și din conținuturile generice ne-am oprit la educația pentru societate. Să luăm pe rând fiecare domeniu și să vă prezentăm câteva dintre sarcinile pe care le-am elaborat la acel atelier. Deci, în domeniul științei, deci așa cum am spus, tema este telefonul vorbăreț. La domeniul științei, cercetați și selectați informații despre istoria telefonului, realizând axa cronologică. Determinați cum și de ce se utilizează telefonul la școală, în stradă. Argumentați cum vă ajută telefonul în călătorii. Și ca produs pentru acest domeniu este realizarea unei axe cronologice sau a unei hărți conceptuale. În imagine ne vedeți pe noi lucrând la acest domeniu. Pentru domeniul tehnologiei, sarcinile sunt: creați o secvență video despre utilizarea dozată a telefonului în viața de zi cu zi. Selectați link-uri despre utilizarea telefonilor pentru a te descurca în diferite locații. Aeroportul din țara în care vei ajunge, obiective de cultură istorică, ce le veți întâlni în cale spre hotel și altele. Produsul pentru acest domeniu ar putea fi un video, un scurt filmuleț. Și aici mulțumim doamnei Marin, care a intrat și ne-a surprins în lucru. Pentru domeniul citit-scris, sarcinile ar fi: scrieți despre importanța utilizării telefonului în viața socială. Creați un interviu. Cum ne facilitează viața utilizarea telefonului? Participați la o dezbatere. Cum comunicau oamenii când nu erau telefoane? Determinați reguli de comportare în mediul online. Ce este neticheta? La acest domeniu, produsul ar fi scrierea liberă sau interviul sau acea dezbatere sau chiar un pliant. Pentru domeniul inginerie, sarcinile ar fi: creați o rețea de socializare profesionistă în care se vor afla doar arhitecții, spre exemplu. Amenajați o expoziție de telefoane din diverse generații. Creați suport pentru telefon. Produsul pentru acest domeniu a fost realizat și în cadrul atelierului. Ne vedeți muncind. Rețeaua de expoziție, aplicația ar putea fi rețea de socializare, dar noi am confecționat un suport pentru telefoane. La domeniul arte, sarcinile pe care le-am creat sunt: creați o scenetă în care telefonul vorbăreț este personajul principal. Audiați și selectați sau interpretați cântece în care sunt folosite cuvinte legate de telefon. În cadrul atelierului am dramatizat discuția între 4 telefoane, începând de la telefonul de epocă și finalizând cu telefonul modern, smartphone. La domeniul matematică, sarcini sunt diferite. Noi ne-am oprit la cercetați și comparați timpul mediu petrecut pe rețelele sociale în anul 2018-2019 și anul 2021-2022 și calculați cu cât a crescut sau s-a micșorat acesta în procente. Deci, ca produs pentru acest domeniu ar fi o diagramă, un grafic, un tabel. Produsul așteptat integrator pentru întreg proiectul poate fi sub formă de blog, deci toate produsele aranjate într-un blog, sau pe o foaie Padlet,
sau într-o carte electronică, așa cum am prezentat eu acum. Ne dăm seama dacă proiectul a avut succes atunci când vedem că s-a răspuns la întrebarea vitalistă. Și ea la noi sună așa. Ce experiență de viață au acumulat elevii în urma acestei activități integrate? Vreau să aduc mulțumiri formatorilor noastre și echipei care ne-a ajutat să elaborăm aceste proiecte STREAM și întregii echipe Agiro. Vă mulțumim mult, a fost foarte interesant. Sinceră să fiu, eu nu-mi imaginez astăzi fără telefon. Nu-mi imaginez cum aș trăi, cu atât mai mult elevii noștri care au crescut cu telefoanele în preajmă. Situația vitalistă a fost una destul de interesantă și ne-ați convins de câte activități pot fi realizate în jurul acestei metafore pe care ați gândit-o voi. Mulțumim moderatoarelor, mulțumim dumneavoastră, la toată echipa care ați muncit. Doamna Focșa, vă invităm să ne ascultați în continuare, însă noi vom continua pentru că am vrea să știm ce s-a întâmplat în atelierul numărul 5. În atelierul numărul 5 vreau să vă zic că mentorii, secrierul Olga, mândru Nina, cele care au coordonat, au dirijat, au fost tare interesante, tare deosebite și speciale, pentru că urmează să ne povestească ce s-a întâmplat acolo colega noastră Vrânceanu Lucia. Instituția publică Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Chișinău, grad didactic 1. Vom afla ce glas are pădurea, ce ne poate spune pădurea. Doamna Vrânceanu, bună ziua! Bună ziua, stimați colegi! Sunt onorată astăzi să prezint glasul pădurii. O să încerc să fac partajarea. Haideți! Așa. Sunt sigură că aveți să ne spuneți lucruri care sunt curioase pentru elevi. Da, dar văd că nu se... mai încerc încă. Mai încercați încă o dată. Da. Nu apare aici informația să răspândesc această prezentare la mine. Nu știu din ce motiv. Nu uitați să dați click pe fereastra unde suntem noi. Perfect. Acum este. Este, da? Da. Așa. Este, da? Super. Da, acum este, da? Să faceți mare, să vedem doar prezentarea. Este, da? Este mare. Da. Este bine. Prezentarea, dar nu o vedem de plin. Nu o vedeți de plin? Parcă eu am pasat să fie de plin. Așa, dumneavoastră ați partajat. O fereastră, vă rugăm. Vă rugăm să partajați o fereastră. Parcă... Закрити доступ, скрити... Nu. Dacă o să încercăm încă o dată și o să partajați o fereastră doar. Haideți. Acum nu este o fereastră. Nu, acum este o fereastră, dar avem nevoie tot ecranul. Haideți încă o dată să încercăm partajarea. Închideți. Așa. Și partajăm tot ecranul. Cred că așa va fi mai simplu. Haideți. Între timp, ceilalți care ne ascultă, scrieți ce idei v-au apărut, cum vi s-a părut evenimentul care s-a desfășurat și dacă sunteți cu noi, vă rugăm să încurajați toți cei care sunt implicați, vorbitorii, formatorii, toată lumea bună. A apărut sau nu? Încă nu. Acum e bine. E bine, da? Ați închis. Da. Iată, acuș, o să ne ajute colega noastră, doamna Olga Balanici, cred că ea mai ușor. Bună ziua, stimați colegi! Acum este? Intervin, da. Deci aș vrea ca doamna Lucia Vrânceanu să partajeze tot ecranul. Eu apăs tot ecranul la calculator, dar... Iată, acum se pare că va fi bine. Acum este?
Tot ecranul? Deci, faceți share screen, deci da, faceți click pe cuvintele enter screen sau share screen, dacă aveți la dumneavoastră în limba engleză. Și apoi faceți click pe pozele unde ne vedem noi. Dumnezeu, a ieșit cu tot. Da, am ieșit fiindcă nu se primește. Nu. Așa și retraiam că... Eu zic că poate între timp reușiți, dar doamna Vrânceanu, nu vă supărați dacă o invităm pe următoarea noastră colegă. Nu mai supăr, dar da. Am pregătit. Între timp o să expediați prezentarea și o să o partajăm noi. Eu am expediat la... Bine. Atunci între timp o invităm pe cea care s-a aflat și vrea să ne comunice ceva interesant din atelierul numărul 6, unde au fost moderatoare Popușoi Cristina și Furmuzache Mariana. Colega noastră Viorica Stanciu din Liceul Teoretic Ion Creangă Chișinău, grad didactic superior, deținătoarea titlului învățătorului anului. Doamna Stanciu, sunteți super! Vă vedem, vrem și să vă auzim. Bună ziua! Bună ziua! Astăzi reprezint grupul cadrelor didactice în acțiune, în frunte cu Furmuzache Mariana și Cristina Popușoi, formatoarele care ne-au ghidat în atingerea unui scop comun, și anume elaborarea schiței proiectului de activități integrate, abordate prin prisma domeniilor STREAM. Sper că prezentarea este vizibilă la ecran. Da, noi o vedem. Da. Avem în față o prezentare Padlet care cuprinde secvențe din cadrul activităților desfășurate în atelierul nostru, numărul 6, unde fiecare din cele trei grupuri curioși în acțiune au avut ca scop elaborarea unui plan de acțiuni integrate în vederea formării unei competențe concrete și respectiv elaborarea unui produs specific abordând un anumit conținut de educație. Probabil v-am intrigat prin acest Padlet, dar vreau să vă spun că este o incursiune în prezentare, conținutul căruia îl puteți vizualiza, îl puteți explora navigând link-ul pe care o să-l las aici în grup. Iar acum vă invităm în atelierul nostru propriu zis. Ne-am obișnuit cu călătoriile în viitor, însă astăzi propun să facem o călătorie în trecut. Vom călători exact o săptămână în urmă, când a avut loc la data de 30 martie atelier școala de primăvară. O clipă, să prezint. Și chiar acum o să deruleze un video, o prezentare a produsului Curioșii în acțiune. Sper că se vede. Da, se vede. Așa, atunci. Deci, echipa Curioșilor a pornit la acțiune. Scopul a fost să realizăm un proiect cu titlul Curioșii în acțiune, urmărind formarea competenței convivibile, competența antreprenorială, iar ca produs am obținut o revistă Sănătatea în bucătărie. La rubrica Științe, noi am cules un set de curiozități despre conținutul produselor, ingredientelor utilizate la prepararea terciului grazurat și, cel mai important, este că am înlocuit procesul de prelucrare termică al obăsului cu hidratare care ajută la menținerea echilibrului fluidelor în organism. Curioșii au venit astăzi în versuri, în versuri simple și versuri gustative. Vreau să citesc încheierea. Sănătatea în farfurie, cea mai frumoasă călătorie, sănătatea în farfurie și în buzunar economic. Mers în laboratorul de inginerie, unde au gătit la propriu un terci glazurat, iar aici puteți găsi fișa tehnologică, începând cu pregătirea locului de lucru, pregătirea ingredientelor, reguli ce trebuie de respectat, aranjarea mesii, servirea, și am încheiat cu un proverb: ai mâncat în pare bine, acum strânge după tine. Și dacă se
suntem în laboratorul de inginerie, atunci venim și cu niște soluții pentru sănătate. Înlocuiți prin lucrare termică a fungilor de ovăz cu hidratarea lor. Și lucrul micilor curioși s-au jucat cu niște delicii colorate. Am realizat o piramidă alimentară, deci conținutul căreia îl cunoașteți cu siguranță, dar aș vrea să vă întreb de ce în vârful piramidii s-a plasat o bombonică. De ce? Pentru că cantitatea de dulciuri pe care trebuie să le consumăm trebuie să fie mică, a 10-a parte din meniu zilnic. Curioșii în atelierul matematic. Am aflat care este gustul farfuriei cu terciul delicios, dar totodată am căutat să aflăm unde vom face, unde vom putea să facem economie. Și am aflat. Atunci când am înlocuit prepararea termică cu hidratarea frugilor de ovăz, noi am făcut economie. Iar rezultatul lucrului în grup a culminat cu obținerea unui produs, și anume revista Sănătatea în farfurie. Da, noi am văzut, noi am auzit, ne-am simțit de parcă am fost și noi acolo cu voi. Sper că toată lumea a furat câte ceva din ideile frumoase pe care le-ați gândit și din produsul pe care l-ați obținut. Mulțumim frumos moderatoarelor Popușoi Cristina, Furmuzache Mariana. Mulțumim, dragă colegă Viorica Stanciu. Asta fiind spuse, dacă... Alături de noi, aici în atelierul de lucru, am încercat să respectăm acel timp de 3 minute, locul de unde a venit schimbarea. Acestea fiind spuse, avem ca temă pentru acasă noi toate cadrele didactice să transformăm educația prin activități transdisciplinare, să acționăm cu încredere. Și nu în ultimul rând, vreau să le mulțumim organizatorilor școlii de primăvară, cât și liceului gazdă, liceul Socrate, care a devenit un adevărat laborator de inovații și bune practici. Vă mulțumim! Da, și noi vă mulțumim, dragă colegă! Acum să o invităm pe colega noastră să vedem dacă este. Este doamna... Da, bună zi. Da, eu sunt. Haideți. Eu v-am trimis și dumneavoastră prezentarea aceasta. Eu mai încerc o dată, dacă nu se primește. Da, o să rugăm pe doamna Balanici să facă partajarea. Haideți. Prezent. Așa, ia, uitați dacă este pe tot ecranul. Vreau să văd, știu dacă acum este pe tot ecranul sau nu este. Încercați să faceți, da. Ați ieșit. Doamna Balanici, ați putea dumneavoastră să derulați? Iată acum este sau nu? Încă nu. Mai așteptăm un pic. La mine pe ecran arată că eu sunt. Adică că îmi pare rău că nu se primește. Nu-i nimic. Acum și o să găsim o soluție. Nu vă faceți griji, nu vă necăjiți. Iată. Este. Acum o vedem pe tot ecranul. Mulțumim. O vedeți, da? Da. Noi o vrâncem. Noi vedem. Doamna Vrânceanu, vă ascultăm. Așa. Deci, eu sunt Vrânceanu Lucia, activez în liceul Onisifor Ghibu. Am fost delegată să prezint acest produs. Noi am fost împărțite în 3 echipe. Voi prezenta un singur produs, dar voi vorbi despre toate produsele. Formatorii noștri a fost doamna Mândru Nina, secrierul OGA, la care le mulțumim foarte mult pentru munca depusă în cadrul acestui proiect. Mă auziți? Da, noi vă auzim. Da, mă auziți, da, mulțumesc. Deci acest proiect sigur că poate fi realizat în diferite medii. Iată aici am scris câteva medii care putem realiza acest proiect: în bibliotecă, în parc, în grădină, laborator, magazin, biserică. Același afiș care l-a vorbit toate colegele mele, cred că nu este necesar să-l repet. Dilema, situația vitalistă a fost: dacă pădurea ar vorbi, oare ce ar glăsui? Când cu noi va discuta, oare ce ne-ar ruga? Cum putem deveni prietenii pădurii? Din conținuturile generice, noi ne-am ales educația pentru sănătate, grupul nostru. Celelalte grupuri, fetele, și-au ales educația ecologică și educația pentru societate.
Eu mă voi referi la conținutul educația pentru sănătate. Competența este competența, am ales competența cognitivă și dacă mă refer la domenii, așa, dacă mă refer la domeniu, la domeniul științe, am ales ca produs poster pliant, iar din activități avem cercetați pădurile din împrejurim și documentați-vă cu specii rare de plante medicinale care pot fi întâlnite. Consultați un specialist din domeniul medicinei despre rolul plantelor medicinale pentru sănătatea copiilor, ghid de orientare în natură pentru supraviețuire. Următorul este domeniul tehnologiei, care am propus ca produs cartea digitală, iar sarcina a fost: elaborați o carte digitală în care să se includă varietatea pădurilor din Republica Moldova, realizați un album foto despre rolul pădurilor în viața omului și utilitatea lor. Domeniul comunicare, am ales produsul, interviul și concursul și ca sarcină am propus: elaborați o carte digitală în care să se includă varietatea pădurilor din Republica Moldova, realizați un album foto despre rolul pădurilor în viața omului și utilitatea acesteia. La domeniul inginerie am propus produsul punguța medicinală și ca le-am propus să confecționeze niște punguțe din stofă naturală pentru păstrarea plantelor medicinale. Realizați cărărușa, tălpițele sănătății sau picnic la iarbă verde. Următorul domeniu este domeniul arte. Am propus jocul de rol. Aici ne-am propus sarcina: improvizați hora florilor din pădure, concurs de poezie în poinița copilăriei, florile pădurii, pictură în natură sau meditație. La domeniul matematică am propus vitaminele pădurii ca produs și ca sarcină calculați bugetul unei pachetel de ceai din plante, dacă un kilogram costă 100 de lei, calculați timpul și bugetul necesar pentru confecționarea 10 pliculețe de ceai de tei. La sfârșit am obținut produsul Fereastră Sănătății, care deschide ochii pădurii, în care noi am scris, la început era arătat produsul în poze, noi am scris niște mesaje, care niște citate, referire la tema proiectului. Școala Internațională de Primăvară a Cadrelor Didactice ne-a deschis prin glasul pădurii ochii către lumina frumoasă a soarelui, care străbate în fiecare dimineață prin Fereastra Sănătății. Eu vreau să vă mulțumesc pentru această experiență frumoasă, pentru sufletul pe care l-ați depus în acest proiect și sunt foarte recunoscătoare că eu și colegele mele am învățat foarte multe lucruri interesante. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Da, și noi vă mulțumim. Am văzut tot ce s-a întâmplat, ne-a plăcut să vă auzim, să vă vedem și cu siguranță colegii deja și-au notat câte ceva din ceea ce s-a realizat în atelierul dumneavoastră. Mulțumim încă o dată, doamne. Da, mulțumim foarte mult și formatorilor care au gândit și au ghidat tot ce s-a întâmplat în atelierul dumneavoastră. Ei bine, sunt sigură că toată lumea mai scrie câte ceva acolo, mai comentează, mai încurajează, se simte bine, pentru că noi continuăm și în atelierul numărul 7, da, următorul atelier numărul 7, în care Vornicu Maria, Tulbu Cristina au realizat ceva tare interesant și curios, pentru că o avem pe doamna Balan Tatiana, Liceul Teoretic Prosucces Chișinău, care ne va povesti cei ce au pregătit ei acolo despre o clepsidră, despre una neobișnuită, o clepsidră magică. Doamna Balan, bună ziua! Bună ziua! Vreau să salut întreaga comunitate Agiro. Vreau să zic că am avut parte de niște formatori minunați, ca mentor Tulbu Cristina și Vornicu Maria. Tema proiectului, am să încerc să partajez, a fost clepsidra magică. Da. Se vede. Deocamdată încă nu. Mai încercați încă o dată. Așa, vedem. E bine.
E bine? Da, e bine, doar că am vrea să... Așa, bine, perfect. Da. Da. Deci, tema proiectului STREAM, da, este clepsiedra magică. Titlul proiectului, ca discipline erudite, ecologia, geografia, arte, matematică, informatică. Tipul proiectului, aplicativ, practic, cognitiv, ipoteza acestui proiect, în urma realizării acestui proiect, va forma la elevi responsabilitatea față de mediu și atitudinea grijulie pentru viața și sănătatea omului. Scopul, informarea tuturor actanților despre pericolul adus la aruncarea deșeurilor și sensibilizarea acestora în realizarea măsurilor concrete de prevenire a poluării mediu. Deci, obiectivele propuse, da, să descrie noțiunea de timp, accesând surse informative veridice, să prezinte informații concrete despre pericolul deșeurilor aruncate în mediul înconjurător, să cerceteze experimental prin metode directe, indirecte, timpul de descompunere a deșeurilor, să emită ipoteze privind calitatea mediului, utilizând materiale nereciclabile, reciclabile într-un timp îndelungat, să propună măsuri concrete de prevenire și remediere a problemelor de poluare a mediului, să informeze copiii din liceu privind poluarea mediului, area deșeurilor și riscurile utilizării lor prin timpul îndelungat de descompunere. Participanți, 18 elevi din ciclu gimnazial, durata proiectului 2 luni, dilema, situația vitalistă, cum poți fi activ și eficient astfel încât să ai un impact maxim. Deci avizul, anunțul acelui despre proiect, dragi elevi ai liceului, timpul este cea mai prețioasă resursă în călătoria noastră de către dezvoltarea personală. Fiecare secundă ne oferă posibilitatea de a învăța, de a acționa și de a descoperi potențialul nostru nelimitat, fiind cei mai buni parteneri ai mediului înconjurător. 7 zile înseamnă mult sau puțin. Alăturați-vă nouă pentru a răspunde împreună unor provocări și a explora diverse oportunități. Aventura începe aici. Vă așteptăm cu nerăbdare. Deci am să încep cu domeniul științe. Deci aici noi ne-am propus acțiunile, activitățile de desfășurate, ca documentează timpul de descompunere a mai multor tipuri de deșeuri, cu siguranță aici la alegere. Am altă activitate, este să realizați un mic dicționar a noțiunii de timp. Una altă activitate este, în baza documentării, argumentează 3 consecințe asupra mediului înconjurător în urma descompunerei deșeurilor. Deci, ca modalități de realizare, aici copiii au liberă alegere să observe, să examineze, să confrunte diferite situații, da? Și ca resurse, deci ca resurse poate fi utilizat aici enciclopediile, internetul și mediul natural afară. Deci aici vorbim de responsabili, diriginții, profesorii și elevii implicați în acest proces. Domeniul tehnologii, da? Aici la domeniul tehnologii ne-am propus un șir de activități și anume documentează, realizează traseul procesului tehnologic de reciclare, realizați un poster digital cu tema Medici pentru ecologie, perioada de realizare 5 zile. Deci aici, iarăși, de asemenea, modalitățile de realizare acestor activități prin filmulețele video, fotografiază, prezintă, vizionează, elaborarea posterului digital, ca resurse, iarăși, mediul natural, internetul, enciclopedii. Domeniul citit, asta, reading, citit, scris, aici noi ne-am propus activități desfășurate, anume a elabora un plan de acțiuni prin care ați interveni în procesul de protecție a mediului înconjurător, să scrie o poezie din 2 catrene în care să redăm un îndemn al pământului cu titlul Copile drag, ajută-mă. Și dacă vorbim de planul de acțiuni, aici avem desen, expoziția Să facem pământul să zâmbească, desen, pictură, colaj. Cea mai eco-clasă, Detectivii curățenii, Castelul curățenii. Deci, modalitățile de realizare prin elevul citește, comunică, scrie, povestește, perioada de realizare 10 zile, ca resurse, cu siguranță informarea, mediul natural, mediul înconjurător, de asemenea
informația din internet și alte surse de informare. La domeniul inginerie ne-am propus un șir de activități, așa, ca cercetați de cât timp a apărut materiale pe care le reciclăm. Realizează axa timpului din materiale reciclabile. Deci axa timpului, am numit-o asta axa reciclon, unde va depune pe această axă în ordine crescătoare timpul de descompunere a deșeurilor selectate. Deci ca modalități realizează aici, copiii se vor implica, vor modela, vor lipi, vor improviza și vor utiliza mai multe resurse în elaborarea acestor activități. Domeniul arte, la domeniul arte, aici ne-am propus un timp mai lung de realizare, timp de 30 de zile. Aici avem prezentarea de modă, parada costumelor eco și confecționarea unor bijuterii din plastic. Vreau să zic că personal am participat cu copiii la noi instituții la parada costumelor eco de ziua apei. Vreau să zic, copiii aici au dat dovadă de o creativitate minunată, ieșită, au colectat materialele reciclabile și le-au improvizat pe un costum eco. Ceea ce ne-a rămas pentru noi și elevii aici, ca să deja mergem la a doua etapă, vrem să încercăm să confecționăm bijuterii sau să topim plasticul, să încercăm să-i dăm forme, să confecționăm diferite năsturei sau obiecte din plastic care pot fi utilizate. Domeniul matematică, acțiunile desfășurate pe care noi ne le propunem, să elaborați un tabel Excel care va transforma orice unitate de timp introdusă, zile, ore, minute, secunde. La acest ne-am propus 5 zile. O altă activitate este a elabora schița costumului în care veți indica următoarele măsuri: circumferința taliei, lungimea, greutatea, vârsta de descompunere. Pe parcursul acestor activități, elevii vor avea posibilitatea să transforme, să exprime, să calculeze, să aproximeze și să realizeze produsele conform activităților propuse. Deci aici vă propun chiar și o grilă de apreciere la parada costumelor eco, da? Și deci grila a fost elaborată în baza criteriilor puse către elevi, cei care participă la parada costumelor eco. Deci eu vreau să vă mulțumesc întregii comunități, întregilor profesori care s-au implicat cu trup și suflet pentru a ne dărui din ceea ce cunosc și nouă să implementăm în școli și cu elevii noștri. Eu vreau să vă mulțumesc din suflet. Și noi vă mulțumim, stimată doamnă. Eu personal m-am convins încă o dată că timpul este irreversibil și fiecare clipă merită trăită cât mai frumos. Colegii au scris aici, am văzut că au preluat idei frumoase, li s-a părut util cei ce ne-ați prezentat și vă mulțumim întregii echipe pentru tot ce ați reușit să realizați. Asta fiind spuse, stimați participanți, vreau să vă amintesc, să vă dau de știre că există un sondaj în mesaje pe care vă rugăm să-l completați pentru a scrie reflecții, totaluri asupra activităților din această școală de primăvară. Mai continuăm pentru că ne așteaptă și sunt foarte nerăbdătoare cele care au muncit în următorul atelier, atelierul numărul 8, unde au fost două moderatoare, Pavlov Deana, Godea Cristina, și ce s-a întâmplat acolo și care este mesajul, care este vocea acestui atelier. O invităm pe doamna Iacob Nadejda, Liceul Teoretic Ion Vatamanu, Strășeni, grad didactic superior. Tot din acest atelier o să o invităm și pe doamna Cotoros Raluca, instituția publică Liceul Teoretic Ginta Latină, profesoară de limba engleză, grad didactic 2, Chișinău. Stimate colege, așa, bună ziua!
Bună ziua, bine v-am găsit. Sper că bine ați venit. Perfect, vă auzim, vă vedem, excelent. Așa, aș începe prin a saluta întreaga audiență și a mulțumi pentru ocazia de a participa la o activitate revelatorie în foarte multe privințe. Și voi încerca să determin câteva aspecte cheie din ceea ce am lucrat noi în cadrul atelierului 8. Rog să confirmați dacă se vede prezentarea. Da, prezentarea se vede și vă auzim. Metafora e una foarte frumoasă, dorul călător, cel care ne poartă de cele mai multe ori în alte universuri, alte lumi, dar doamnele formatoare, Pavlov Diana și Godea Cristina, ne-au propus tuturor celor prezente la această activitate să ne gândim la dorul călător în raport cu propria noastră patrie, cu țara noastră. Un aspect important și relevant astăzi. Genericul ca atare, acela de a elabora și a organiza activități integrate, pare foarte teoretic. Până acum, din toate prezentările, ați remarcat dumneavoastră foarte clar cum teoria poate deveni frumos, real, practică, dar eu aș vrea să vă demonstrez prin această fotografie minunată și starea de bine pe care o poate genera o activitate complexă, integrată, gândită cu mult drag și adusă până la final de o echipă. Ei bine, doamnele formatoare ne-au ghidat, pornind de la tema proiectului STREAM și anume dorul călător, iar avizul, afișul pe care l-au propus sună felul următor. Dragi elevi, suntem încântați să vă anunțăm despre inițierea proiectului Dorul Călător. În cadrul acestui proiect veți avea oportunitatea de a explora diferite aspecte ale călătoriei sau călătoriilor, de la emoțiile legate de plecare și întoarcere, la modul în care călătoriile ne influențează gândirea și comportamentul. Ei bine, a fost o provocare această lansare și ne-am gândit cele trei grupuri, că am fost grup, trei grupuri în cadrul acestui atelier, că realizăm o activitate pentru participanți, 10 elevi din ciclul gimnazial, 5 elevi din ciclul liceal, cu o durată de 2 luni, iar dilema-uri situație vitalistă sună în felul următor. Cum poți descoperi diferite culturi și obiceiuri pe care le întâlnești în călătoriile tale și cum te influențează acestea? Grupul nostru a avut de lucru la competența fizică și anume generic cu educație antreprenorială, una în vogă, fiți de acord astăzi, alături de subsemnata Iacob Nadejda, am lucrat cu doamna Purș, Diana și Popa Zinaida, cu care ne cunoaștem din activități anterioare. Ne vedeți aici în proces de activitate și de construire a machetei. Și pentru a înțelege care e procesul, voi începe de la domeniu. Am precizat că pentru fiecare domeniu elevii vor lucra cam câte 2 săptămâni și ne gândeam la vârsta de 14-17 ani pentru copii. În domeniul științe, o primă sarcină ar fi să cerceteze zonele turistice din țară din perspectiva deschiderii unei pensiuni turistice, reperele fiind climă, relief, infrastructură, locuri pitorești. Deci copiii să ia optica celui care vine în vizită la noi și să prezinte astfel propria țară din perspectivă turistică, ca cel care călătorește să o poată cunoaște cu adevărat. Produsul dorit este un infografic. La domeniul de tehnologie trebuie să realizeze un spot publicitar pentru localitatea selectată din infografic. Deci după ce s-au documentat, au desemnat mai multe localități, aleg doar una în care și-ar dori, și-ar imagina această pensiune turistică. Repere, participare proprie, să apară ei înșiși în, sau însele fetele în spot, diseminare pe rețele de socializare ca să se ofere și un feedback și poate să ajusteze ceva din produsul pe care urmează să-l facă. Deci produsul această etapă este spotul publicitar. În domeniul reading, elaborați un discurs persuasiv, adică convingător, cu scopul de a prezenta viitoarea pensiune. Reperul esențial este să prezinte în fața unui auditor, cu cât mai larg, cu atât mai bun, mai bine, pentru ca să observe ce funcționează la nivel de persoasiune, raport cu public și ce nu. Astfel vor înțelege și impactul călătoriilor, atractivității unei pensiuni turistice din localitatea noastră pentru anumiți călători. Domeniul engineering, inginerie, construiește o machetă a viitoarei pensiuni turistice, repere. Deci produsul e macheta, da? Dar reperele pot fi orice, material de construcție și așa mai departe.
În această ordine de idei, ca să anticipez un pic, ne vedeți aici în fața unui model construit din Lego. Noi am pornit de la ceea ce aveam la îndemână, adică materialele acestea au fost, și respectiv am construit o mini-machetă, da? Intrarea în pensiune, un spațiu pentru bazin, pentru mașinuțe, pentru un teren de joc și așa mai departe. În fine, ne întoarcem la domeniul arte. Deci cu acest conținut generic menționat de toate colegele mele s-a transferat în această schemă. Aici ne-am gândit că pensiunea noastră poartă, apropo, numele de Călătorul și Dorul. Să alcătuim un scenariu care sună așa: o zi din viața pensiunii Călătorul și Dorul. Să ne imaginăm ce ar însemna o zi din această pensiune și am presupus că trebuie să includă ateliere de pictură, de dans, teatru, meșteșuguri de tot felul, să confecționeze diferite aspecte și așa mai departe. Deci produsul este un scenariu. Iar la matematică, ultimul domeniu, să calculeze prețul cazării unei zile la pensiune pentru o familie din 4 persoane, adică devizul de cheltuieli, după cum ne-a indicat doamna formatoare. E ambițios poate planul nostru, dar să presupunem că datorită acestor obiective elevii își dezvoltă competența antreprenorială de care fără îndoială au nevoie. Un alt grup din atelierul nostru a avut să lucreze intens la educație interculturală, explorând competența socială. E bine, dacă remarcați, produsele realizate pe parcurs sunt foarte diverse. Album digital, un mesaj colectiv în diferite limbi, deci album digital despre etnii, să se documenteze despre ele, să prepare diferite bucate ale etniilor, să realizeze o coreografie de dansuri de diferite etnii și așa mai departe. Și în această ordine de idei, evident că tot ce am făcut noi presupune și un va urma, da? Cu sensul că trebuie să existe continuitate, dar eu v-aș ruga să urmăriți și transpunerea pe viu, dacă pentru noi a fost machetă, pentru colegii din grupul de care v-am vorbit acum, la competență interculturală, a fost chiar dansul. Să urmăriți o secvență video. Așa. Iar a doua secvență se referă deja la altă. În această ordine de idei, eu vă mulțumesc pentru atenție și ofer cuvântul colegii mele pentru a descrie ce s-a întâmplat la următoarea dimensiune. Mulțumesc! Doamna Iacob, vă mulțumim! Am călătorit împreună și am aflat multe lucruri, chestiuțe interesante, toată lumea a remarcat și a notat și în continuare am ascultat ce ne spune și colega dumneavoastră, Cotoros Raluca, la fel din atelierul 8, instituția publică Liceul Teoretic Ginta Latină, profesoară de limba engleză grad didactic 2, Chișinău. Doamna Cotoros, bună ziua! Bună ziua tuturor! Vreau să felicit toate doamnele prezente astăzi la această conferință. Sunteți absolut superbi în frunte cu doamna Marin. Are cadre didactice frumoase, înțelepte, cultivate și pline de idei creative. Noi am făcut parte din același atelier, ghidați de doamna Godea, Cristina și Pavlov Diana. De la bun început, când doamna Maria ne-a rugat să completăm tabelul, eu am ales ca metaforă ploaia și tot cu ploaia am continuat. Iar astăzi mi-ar veni în gând un mic catrencă, dor, dor, călător, tot la tine, mamă, zbor. Îi dedic ei ziua asta de astăzi și ea, pedagog de limba română. Într-un final, eu astăzi o să vă prezint o schiță
a unui proiect STREAM legat de un aspect care vizează nu doar evenimente fericite, dar și ceva legat de bullying, anume cu referire la etniile diferite prezente la noi în țară. Eu având printre discipulii mei o fetiță de etnie romă care a avut de suferit recent în urma unor chestii neplăcute. Dar o să încerc să partajez ecranul, dacă ceva îmi spuneți dacă se aude. Dacă se vede. Deocamdată încă nu. Mai așteptăm. Încă. Așa. Deci am rămas în etapa select a tab to share. O să apăs pe ea, da? Bănuiesc. Pe ecran, da? Da, tot ecranul. Așa. Deci îmi scrie că browserul meu mi-a blocat tot ecranul. O idee, nu am ce se întâmplă. O să încerc încă o dată. Haideți încă o dată. Nu este nimic. Haideți încă o dată. Între timp o să rugăm colegii să ne scrie cum se simt. Suntem în plină activitate și proiectele și tot ceea ce prezintă colegii noștri este foarte interesant. Îi ascultăm, eu îmi fac notițe și toată lumea își face notițe. S-ar putea unele idei de astăzi să fie ca o provocare pentru activitățile noastre anterioare. Doamna Cotoros, ce ziceți? Reușiți? Poate între timp... Pare mi se nu... Haideți să... Eu o să vă rog să verificați încă o dată tot, nu este nimic grav. Sunt tehnologiile, asta e. Între timp, eu aș vrea să întreb dacă doamna Popa Ludmila este cumva lângă... Așa, se vede? Da, dați bucătăria jos, Viberul nu? Așa, da, acum se vede. Se vede. Perfect. Perfect. Mă bucur că mi-a reușit. Deci, proiectul este, bineînțeles, cu genericul Dorul Călător. Evident, pe parcurs, când va fi implementat, va putea fi ajustat puțin. Poate ne mai vin alte idei. Ca metaforă am avut ploaia. Ca aviz am considerat că este bine să scriem așa: fii cel mai bun spectator al ploii călătoare, descoperă, reînvie momentele frumoase, comunică și răspândește empatie alături de noi în perioada 15 aprilie 15 mai, arată tuturor că toate inimile bat la fel, indiferent de rădăcini și națiuni. Ca dilemă, ca situație vitalistă, am pus problema anume cum putem deveni empatici, iertători și comunicativi, metamorfozându-ne, transformându-ne prin emoția stropilor de ploaie. Ca participanți am ales un grup de copii, număr de 18 copii, clasele a 9-a și a 7-a, respectiv 15 copii cu vârstă de 15, pare mi se și 16 ani, pentru că chiar sunt copii de la cercul meu de engleză, și 3 copii cu vârsta între 12-13 ani. Competența care am dezvoltat-o și am urmărit-o pe parcurs a fost competența emoțională. Ca produs final, acest proiect va avea un video storytelling. Este un soi de artă de a nara cu narațiunea prin video, deci un video care să conțină un mesaj venit clar către receptor, care să transmită o idee, perioada menționată, și să trecem repejor la domeniul, toate domeniile care le include acronimul STREAM, științe.
vor trebui să cerceteze rezultatele ultimelor recensământe referitor la etniile existente la ora actuală în Republica Moldova. În urma, ca produs final la aceste activități, va fi elaborarea unui infografic referitor la ponderea segmentului etnic, naționalitate și localitățile care înregistrează acest fenomen demografic. La tehnologii vor trebui să înregistreze un vlog de călătorii care să descrie impresiile acumulate în urma vizitării celor mai pitorești localități din Republica Moldova, imagini, scurte dialoguri cu băștinașii, oameni interesanți prin simplul lor fel de a fi, tradiții și obiceiuri. Iar ca produs final va fi un vlog de călătorii, secțiunea reading. Vor trebui să cerceteze cultura și tradițiile diferitor etnii prezente la noi în țară în comparație cu datinile noastre și să elaboreze un eseu cu tema Cultura unește. Ca produs final va fi eseu, s-ar putea de organizat, de adăugat, bineînțeles, și un concurs de eseuri cu această temă. La secțiunea inginerie vor trebui să efectueze o vizită la unul dintre meșterii populari, unde vor învăța să modeleze din lut tradiționalele noastre ulcerașe pentru vin și ulcele în care vor fierbe ulterior sălmănuțele în stil tradițional, abordând în același timp și tradiții culinare ale altor etnii prezente în Republica Moldova. Vor trebui să organizeze pe final o cină în scop caritabil. Deci, produsul final vor fi acele ulcerașe, ulceluțe și cina cu scop de binefacere. La secțiunea arte vor trebui să organizeze un spectacol cu genericul Datina strămoșească, în care vor prezenta datini și obiceiuri ale Republicii Moldova. La secțiunea arte, produsul final al activității va fi spectacolul cu tematica datina strămoșească, iar la matematică vor efectua o statistică proprie a ponderii populației etnice la momentul de față în Republica Moldova și vor calcula costul demarării și derulării proiectului de față. Deci, ca produs final, vor avea statistică de vis de cheltuieli. În concluzie, vom putea spune că transpunerea în realitatea dilemii proiectului va cataliza conștientizarea faptului că suntem egali, la fel de frumoși, la fel de emotivi, plini de suflet, ospitalieri, avem obiceiuri extrem de frumoase care ne adună într-un final la aceeași masă, o masă a prieteniei, a empatiei și a comunicării. Asta este tot. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Da, și noi vă mulțumim. În prezentarea dumneavoastră a plouat, de fapt, cu gânduri bune, cu idei interesante și ne bucurăm să ne aflăm la aceeași masă a prietenii, a tuturor cadrelor didactice. Da, mulțumim și moderatoarei. Da, cu mare drag. În continuare, am ajuns tocmai la atelierul numărul 9. Am vrea să mulțumim, să transmitem un mesaj de mulțumire formatoarelor Vasilache Tatiana și Butuc Brigai Maria. Stimate colegi, mulțumim pentru că astăzi suntem curioși ce ați reușit și vocea atelierului dumneavoastră, Popa Ludmila, doamna Popa, Gimnaziu Țânțăreni, profesoară de limba și literatura română, grad didactic superior. Doamna Popa, vă salutăm, vă spunem bine ați venit și vă ascultăm. Da, vă mulțumesc, lansez și eu spre fiecare dintre dumneavoastră un salut prietenesc, deschis spre inimile pure și senile ale tuturor celor care fac parte din comunitatea Giro. Am fost onorată ca să reprezint, să prezint produsul care l-am creat în cadrul atelierului nostru. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă se vede. Încă nu. Mai așteptăm un pic, noi avem răbdare. Iată, deja se vede.
Am vrea doar pe tot ecranul. Da, doamna Popa, faceți să fie pe tot ecranul, să nu vedem bucătăria din stânga. Încă o dată, ați închis acum tot. Haideți încă o dată. Imediat. Da. Așa. Încă nu a apărut, dar mai avem puțină răbdare. A fost bine prima dată. A fost bine, da? Da. Haideți încă. Încă o încercare. Și, dragi colegi, fiți foarte atenți pentru că este vorba despre ultimul atelier și doamna Ludmila Popa ne va prezenta mesajul pe care l-a pregătit pentru astăzi. Doamna Popa, reușiți? Haideți, că ați reușit. Știm că... Da, știu. Haideți încă o dată. Așa? Este bine sau nu? Așteptăm, că durează un pic, încă nu a apărut la noi, dar așteptăm. Nu vrea. Nu vrea, e pe drum, se gândește. Da. Da, și a fost bine. A fost bine. Doamna Balanici, sunteți lângă noi, știu. Aveți cumva dumneavoastră prezenta? Este, doamna Balanici. Deci nu am prezentarea, dar doamna Popa o să descurce dumneavoastră singură. Deci așa faceți click pe prezent, alegeți share screen, apoi faceți click pe cuvintele enter screen și click pe imaginea unde am apărut noi, selectați-o și se va selecta. Da, iată acum eu văd, dumneavoastră ați partajat tot ecranul. Faceți așa și eu văd. Da, dar ați ales browser. Și de aia nu o să putem vedea prezentarea. Deci, încă o dată, doar alegeți tot ecranul să fie partajat. Da, 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 bine, mai încerc, mă scuzați. Deci, închideți prezentarea ecranului, deci am în vedere. Dumneavoastră tot partajați acum. Da, iată acum ați întrerupt. Și mai faceți încă o dată, click pe prezent. Share screen, enter screen, sau poate fi la dumneavoastră altfel scris, limba rusă, îmi pare la dumneavoastră. Pădiliță-s ecranul, faceți click pe imaginea unde a apărut fotografiile noastre. Așa. Și share, sau... Așa. Și noi suntem gata. Da. Și noi vedem ecranul dumneavoastră, doar iar ca să... Dumneavoastră ați ales... A, da, tot ecranul, foarte bine. Acum faceți click. Și full screen. Perfect. Vă dorim este succes. Bine. Da, vă mulțumesc mult. Mă scuzați pentru timpul care l-am. Nu vă deranjați. Noi vă ascultăm. Da, eu vă mulțumesc. Deci, în atelierul în care am lucrat, am avut onoarea ca să lucrez, atelierul cu numărul 9, cu adevărat ne-a creat un context destul de favorabil și benefic pentru ca să putem, ca să aducem inovația din pedagogie în cadrul acelui atelier și le mulțumesc mentorilor adorabililor, doamna Vasilache Tatiana și doamna Butuc Brigai Maria. Deci proiectul este intitulat Simbol autentic și am ales drapelul. Avizul proiectului sună astfel. Ai dori să demonstrezi lumii că te simți iubit? Dorești să colorezi dragostea primită cu ajutorul florilor? Te invităm să dai viață tricolorului național. Fii mesagerul patriotismului. Am proiectat ca să organizăm în cadrul acestui proiect excursii, expoziții, conferințe, mese rotunde, festival, un TVC, târguri, activități de voluntariat, să inițiem diferite ateliere, un flash mob și toate astea sunt proiectate cu scopul de a sensibiliza inimi, a implica elevi, părinți și a promova valorile autentice. Participanții la proiect sunt 30 la număr, deci ne-am proiectat așa câte 10 participanți de fiecare treaptă de școlaritate, 10 participanți de dreapta primară, 10 participanți de dreapta gimnazială și 10 participanți de dreapta liceală. În cazul când este instituție gimnazială, de aici rezultă că
treapta primară ar delega 10 participanți, clasele 5, 7 și 10 participanți și 8, 9, 10 participanți. Durata proiectului este, ne-am gândit să rezervăm câte 3 săptămâni pentru fiecare în domeniu. Dilema sau situația vitalistă care stă la bază este cum pot valorile autentice să redefinească identitatea. Și cunoscându-ne particularitățile valorice ale neamului, ne descoperim, ne cunoaștem pe noi înșine și putem înțelege pe cei din jur. Cadrul contextual general al proiectului arată, iată așa, deci ne-am propus ca să dezvoltăm competența metacognitivă prin intermediul conținutului generic educației patriotică ca să ajungem în fine la o clumbă tricolor. Punând în valoare domeniul științei, având la sfârșit ca produs final un tabel, domeniul tehnologiei, o carte digitală, la domeniul comunicare, un scenariu al unei eventuale emisiuni care am putea să o inițiem, la inginerie, designul și construcția clumbei, la artă, un festival și la calculul la matematică, calculul cheltuielilor. Și acum vom trece pe fiecare domeniu să vedem care sunt acele discipline care stau la bază și în cadrul cărora am zămislit sau ne străduim ca să zămislim cei ce ne-am propus. În domeniul științei, deci cadrul care ne permit realizarea produsul care ne l-am propus este chimia, fizica, biologia, istoria și ecologia și activitățile în cadrul cărora ne-am putea dezvolta niște unități de competență, unități a competenței pe care ne-am propus-o, sunt documentare despre istoria drapelului, semnificația și simbolistica culorilor, cercetarea compoziției solului, identificarea speciilor floristice, vizitarea grădinii botanice, consultarea specialiștilor în domeniu și completarea tabelului informativ ca produs final în cadrul acestui domeniu. În domeniul tehnologiei, urmează să fie abordat TIC-ul, informatica și internetul, prin activități de tipul filmuleți video, Google Maps, vizionări de filme documentare, emisiuni dispute, buletini informative și altele, un album foto digital, un colaj digital și ca produs final care să întrunească toate acele unități de competență manifestate în cadrul acestui domeniu, cartea digitală. Domeniul citit și scris, care vine ca să-și demonstreze dreptul în cadrul disciplinilor limba română, literatura română, limba străină, lectura și comunicarea, sunt următoarele activități. Punți virtuale și reale cu românii de pretutindeni, un club de dezbatere, un flash mob, pagină de revistă, mesaje, anunțuri, pleante, discursuri, emisiune de sensibilizare și promovare, implicare. În domeniul ingineriei, am venit ca să aplecăm urechea la domeniul agricultură, construcții pentru a pregăti solul și materialul săditor, a construi designul și construcția clumbei, a planta materialul săditor, a pregăti ghiveciurile și plantarea materialului săditor în ghiveciuri. În cadrul domeniului artă, venim ca să abordăm toate tipurile de artă, arta vizuală, prin pictură, desen, fotografie, sculptură, arta media, designul, arta spectacolului, prin dans, muzică, teatru, estetica, artele meșteșugărești, toate astea venind ca să-și găsească să aibă deschidere în expoziții, în spectacole, în vizionări de filme, în album foto, în ornarea ghiveciurilor, în cartele cu mesaje și să se încununeze opera cu festivalul Arta Vieții sub drapel. Domeniul matematică vine ca să înregistreze calculele cheltuielilor care urmează ca să fie puse în valoare pe parcursul implementării acestui proiect, și anume va viza algebra, geometria, economia, antreprenoriatul și finanțele prin calcularea cheltuielilor pentru materia primă, a compostului, a materialului săditor, calcularea timpului și bugetul necesar pentru confecționarea fluturașilor mesaje, numărul de ghiveciuri, costul lor, dimensiunile clumbei, calcularea numărului de flori necesare de fiecare culoare, calcularea timpului necesar pentru realizarea proiectului.
Deci, astea toate fiind spuse, vreau să zic că sunt în linii generale expuse ceea ce am urmat ca să spunem, dar am zis că totuși viața, ca să-i oferim o viață mai vizibilă, mai palpabilă, ne-am propus ca să încercăm ca din clumba pe care noi urmează ca să o creăm și ghiveciurile despre care ați auzit, să plantăm în fiecare ghiveci câte trei flori de fiecare culoare, adică tricolorul, o părticică dintre colorul clumbei noastre și să transmitem acest mesaj, să venim ca să-l dăruim. Să mergem la biserică, să mergem la primărie, să mergem în alte instituții școlare ca să încercăm să implicăm în realizarea proiectului nostru cu un mesaj, fluturașul care să înregistreze un mesaj ce vizează educația patriotică. Eu vă mulțumesc mult. Iată, aici vedeți echipa de proiect care a lucrat în sudoarea frunții și în vălul plăcerii și satisfacției. Și cum am început de la suflet, dacă dorești să demonstrezi lume că ești iubit, acum încerc ca să finalizăm pe această notă, tot cu sufletul venind prin cântecul servitorului. De frați și surori, snădam de ministru și prut, scumpate cu lacrimi. Cu doua mea gură de rai, de multe pliniște nu ai. Ești floare de nu mă uita, mulova mea, mulova mea. Să ridicăm noi tricolorul sus, așa ne-a spus muiet, așa ne-a spus. În jurul lui uitând să ne adunăm și pentru țara noi să ne rugăm. Căci ne vechează din cer Dumnezeu, cu fruntea sus să fii cu neamul meu. Străinii să nu ne despartă, un neam suntem, avem aceeași soartă. Vă mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim, v-am ascultat, v-am admirat, lucruri interesante am notat și patriotismul, inima fiecăruia a bătut acum cât de tare a fost posibil. Să știți că în fiecare atelier, doamna Popa Ludmila, mulțumim pentru mesajul dumneavoastră, mulțumim doamnelor Vasilache Tatiana, Butuc Brigai Maria, mulțumim la fel și formatoarelor Pârlog Antonina, Natalia Moglan din atelierul numărul 10, care au reușit să afle alchimia florilor. Aceasta a fost metafora la care au muncit în acest atelier. Parcă n-a fost atât de mult, parcă n-a fost puțin, dar astăzi ne-am îmbogățit. Astăzi suntem cei care vrem să le spunem mulțumim tuturor celor implicați și rog să scrieți despre impresiile dumneavoastră despre acest eveniment frumos, să apreciați eforturile tuturor participanților la realizarea acestor produse inedite. Acum însă, pentru că toată lumea așteaptă cumva poate un verdict sau poate o concluzie, doamna Daniela Stati, cu deosebit respect o vom asculta pe coordonatoarea proiectului de Școala Internațională de Primăvară, doctorandă, lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, manager responsabil pentru calitate în Liceul de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale, cea care astăzi va pune o voce puternică și o amprentă pe tot ce s-a întâmplat în această perioadă. Cu profund respect, vă ascultăm, vă oprim microfonul și am vrea să ne spuneți cum a fost. Cum vi s-a părut de la o parte? Doamna Baltai, vă mulțumesc. Prin mesajul acesta și prezentarea frumoasă m-ați responsabilizat și vă mulțumesc mult. Mă adresez întregii comunități, frumoasă și dragă comunitate profesională. În primul rând, vă mulțumesc pentru acest sentiment de mulțumire și împlinire pe care l-am acum. Ori, lăsând la o parte modestia, conchid că participarea la atelierile științifico-metodice, conferințele pedagogice,
Laboratoarele de inovații pedagogice cu tematica Transformăm educația prin integrări transdisciplinare cu adevărat au oferit cadrelor didactice oportunități importante de învățare și dezvoltare profesională. Acum, la final, după acest exercițiu profesional, câteva gânduri, reflecții și, nu în ultimul rând, lecții învățate din această școală internațională a cadrelor didactice. Un prim obiectiv a fost să înțelegem conceptul de integrare transdisciplinară. Ne-am propus ca toți participanții să-și dezvolte o înțelegere profundă a ceea ce înseamnă integrarea transdisciplinară și cum poate fi aplicată în practica educațională. Această activitate implică recunoașterea conexiunilor din diferite domenii și elaborarea subiectelor într-un mod interconectat și holistic. Acest lucru l-am văzut și astăzi. În această ordine de idei, înțelegem că noi, cadrele didactice, trebuie să rămânem în perpetuă căutare și în perpetuă experimentare. Al doilea lucru la care aș vrea să mă refer ține de colaborare între cadre didactice din diverse domenii. Cred că este începutul unei noi etape din activitatea noastră profesională, când nu vom mai trage fiecare la torta sa, dar vom căuta condiții și vom crea aceste condiții în care noi, cadre didactice, să putem lucra împreună pentru a dezvolta și implementa activități și proiecte integrate. Ori aici se pliază foarte bine dictonul de unul singur mergi mai repede, împreună mai sigur. Vreau să cred că aceste conferințe și laboratoare care s-au desfășurat în această școală de primăvară au oferit oportunități excelente pentru cadre didactice care s-au făcut interesate și care au participat, oportunități pentru a colabora și a împărtăși idei și experiențe în ceea ce privește integrarea transdisciplinară. Vreau să mă refer și la dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice. Nu este mare secret că utilizarea tehnologiilor în activitățile transdisciplinare poate să ofere nouă cadrelor didactice instrumente și cunoștințe necesare pentru a integra mediile digitale în clasă. Ori, firesc, e epoca sau era digitală și noi, cadre didactice, trebuie să fim prietenoase și să ne simțim confortabile cu tehnologiile, procesul de predare-învățare, tehnologiile digitale pe care trebuie să le implicăm în procesul de predare-învățare, evaluare. Ori acest lucru ne va face mai deschiși în colaborarea cu elevii noștri. Un alt aspect la care aș vrea să mă refer ține de elaborarea și organizarea activităților integrate. Un lucru care ne l-am propus și direct și indirect în această școală de primăvară. Ori un aspect crucial în ceea ce privește implementarea activităților integrate este sau ține de capacitatea cadrelor didactice de a elabora, a gândi, a implementa și a elabora și a organiza activități integrate, activități care ar oferi elevilor oportunități de explorare și aplicare a cunoștinților în contexte relevante, în contexte viabile, în contexte reale de viață, autentice, le mai spunem. Recomandările ar include, recomandările noastre, celor care am privit acest proces, ar ține ca planificarea de către cadre didactice a acestor activități trebuie să fie cu multă atenție și cu multă precauție, pornind de la a identifica conexiuni dintre diferite domenii și adaptarea strategiilor de predare și învățare, pornind de la situații vitaliste, de la nevoile și interesele elevilor. Acest lucru ne va permite ca să avem o reușită în ceea ce privește planificarea și realizarea activităților integrate. Nu în ultimul rând, acolo ne vorbim despre învățare și predare, automat se vine și necesitatea de o evaluare.
Ne-am propus ca în această școală de primăvară să învățăm cum se elaborează, cum se planifică corect și se inițiază proiectele. Poate mai puțin ne-am referit la evaluare și monitorizarea progresului. Nu e mare secret, cel care știe și simte foarte bine procesul de predare-învățare se va descurca foarte bine și asta va fi o provocare și pentru dumneavoastră să găsiți modalități de evaluare a elevilor în această activitate și nu e vorba de evaluările sumative sau evaluări prin care trebuie să dați note, aprecieri. Vorbim despre evaluarea în vederea acordării de descriptor, în vederea ghidării elevilor. Noi, cadre didactice, ar trebui să evaluăm și să monitorizăm tot procesul acesta, să nu fim spectatori pasivi în procesul acesta de organizare a activităților integrate. E foarte important ca să utilizăm metode de evaluare variate și să adaptăm conținuturile și obiectivele pe care ne-am propus pentru învățare și pentru oferirea de feedback, să găsim locul acestui feedback constructiv pentru a menține învățarea continuă a elevilor. Ori evaluarea periodică ne va ajuta ca să îmbunătățim procesul acesta și să ajungem la acele finalități, să dezvoltăm acele competențe pe care ne le-am propus în acest exercițiu, în această activitate integrată sau aceste activități integrate. Este foarte important ca noi, cadre didactice, să reflectăm și să ne îmbunătățim practicile pe care le avem. Sperăm că participarea la această școală de primăvară a încurajat cadre didactice care au participat și care au privit pasiv, poate, le mulțumim pe această cale și a lor, ca să reflecteze asupra practicilor deja existente, deja înrădăcinate, și le îndemnăm ca să identifice modalități de îmbunătățire a noilor demersuri în care se vor regăsi mai multe activități integrate, mai multe activități transdisciplinare. O concluzie în urma atelierilor organizate este că important este ca să putem crea spații pentru cadre didactice din instituții, dar și din afara instituțiilor, ca să putem împărtăși aceste experiențe, să nu uităm să dăm feedback și cadrelor didactice care împărtășesc aceste experiențe, chiar dacă ele sunt mai puțin reușite la început. Și nu în ultimul rând, vă îndemnăm ca să găsiți modalități de comunicare cu experții din domeniul educației, vorba de profesori universitari, e vorba de managerii școlari, e vorba de cadre didactice, mentori în instituțiile dumneavoastră, în ceea ce privește activitățile integrate. În concluzie, participarea la evenimentele educaționale, precum au fost aceste ateliere și conferințe, laboratoare de inovații pedagogice, mi se pare că cu adevărat oferă cadrelor didactice oportunități valoroase de învățare. Acest lucru l-am văzut, mi-a plăcut foarte mult să vă vedem în postura de elevi, cum explorați, învățați și sper că acest exercițiu să fie molipsitor și să poată fi ușor transferat pentru către elevi. Ne-a bucurat foarte mult că v-ați implicat responsabil în dezvoltarea dumneavoastră profesională și în special în ceea ce privește integrarea transdisciplinară sau integrarea transdisciplinară în practica noastră educațională. Este esențial ca toate cadrele didactice să fie deschise la explorarea unor asemenea abordări, unor noi abordări. Ori nu în zădar, cu asta am început activitatea noastră și am denumit această activitate Transformăm Educația. Trebuie să fim martori acestor transformări, părtașii acestor transformări, ca să putem fi cu adevărat, să ne bucurăm de succesul elevilor și de
implicarea lor responsabilă în propria lor învățare. Dragi cadre didactice, stimați organizatori și toți cei care s-au implicat în promovarea și implementarea conceptului de învățare integrată, nu doar în aceste 4 săptămâni pe care le-am avut în cadrul Școlii Internaționale de Primăvară, dar și cei care intenționează în continuare să implementeze corect acest concept. Vreau să vă adresez cele mai sincere mulțumiri pentru efortul și dedicația dumneavoastră în susținerea acestei transformări. Transformării educației prin integrări transdisciplinare. Prin participarea și implicarea dumneavoastră în ateliere, în conferințe, în laboratoarele pe care le-am avut, ați demonstrat angajamentul dumneavoastră față de îmbunătățirea continuă a practicilor educaționale și față de oferirea elevilor a unui mediu de învățare bogat și stimulativ. Pentru noi, organizatorii, a fost impresionant să vedem cum fiecare dintre dumneavoastră își crește TVA-ul profesional, taxa pe valoare adăugată a competențelor profesionale, cum creionați perspective și experiențe unice în procesul de învățare și colaborare. Rămânem noi, organizatorii, încrezători că prin munca noastră, a tuturor și a organizatorilor, dar și a dumneavoastră, vom crea o comunitate în care schimbul de idei și bune practici va contribui la creșterea profesională a fiecărui participant, dar și a colegilor care au preferat să privească cum dumneavoastră sunteți părtașul acestor schimbări. Astăzi vă îndemn să continuați acest drum al inovării și al integrării transdisciplinare în practica educațională. Să nu uităm că suntem modele pentru generațiile viitoare și că avem o responsabilitate deosebită în formarea și dezvoltarea lor. Prin urmare, vă îndemn să rămânem deschiși la schimbare, să căutăm întotdeauna să îmbunătățim practicile noastre și să ne asigurăm că fiecare elev primește sprijinul și îndrumarea de care are nevoie pentru a-și valorifica întregul său potențial. Împreună putem continua să transformăm educația și să modelăm viitorul învățământului, inclusiv prin explorarea și implementarea demersurilor integrate. Să ne continuăm munca cu pasiune și demnitate, știind că fiecare activitate și implicare aduce o schimbare pozitivă în viețile elevilor noștri și în societatea de ansamblu. Noi, organizatorii, ne luăm un pic de răgaz de câteva zile pentru a analiza produsele dumneavoastră realizate în cadrul acestor școli, de fapt în cadrul unei școli a cadrelor didactice, și vă promitem că timp de câteva zile veți primi mult așteptatul și bine meritatul certificat care va confirma implicarea și participarea dumneavoastră în cadrul acestei școli de primăvară. Firesc că am fi recunoscători dacă veți completa sondajul care îl aveți în mesagerie. Țin să mulțumesc tuturor participanților, dar și celor care m-au inspirat pentru această școală de primăvară. E vorba de doamna Mariana Marin și doamna Stăvilă, cu prezentările de rigoare pe care doamna Baltac le-a realizat la început. Eu vă mulțumesc pentru contribuția noastră a tuturor, pentru angajamentul nostru față de educație. Și cu cele mai bune urări ne retragem pentru noi descoperiri, pentru noi experiențe și noi experimentări, așa încât să avem ce vă spune, ce împărtăși în cadrul altor ateliere pedagogice din cadrul organizate de Asociația Generală a Învățătorilor din filiala din Republica Moldova, dar și, nu și în ultimul rând, de Liceul de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale Socrate. La mai mult și la mai mare! Mulțumim foarte mult! Aceste concluzii au fost binevenite, ați punctat perfect tot ceea ce trebuia să simțim noi. Din numele tuturor, eu îmi permis să vă mulțumim pentru dedicarea neclintită, pentru impactul profund pe care l-am avut fiecare dintre noi, cei care am participat, ne-am implicat în cadrul acestei activități. Desigur că eforturile au fost mari, dar și rezultatul muncii împlinite la fel este de gustos și dulce. Mulțumim, doamna Daniela State, cu siguranță că nu ne dorim să mergem singuri în continuare, pentru că ne dorim să fim siguri, vrem încet, sigur și calitativ, să fim
martorii creșterii noastre profesionale și să fim deschiși pentru schimbarea în predarea integrată. Asta fiind spuse, vreau să aduc sincere mulțumiri și tuturor partenerilor educaționali, tuturor oaspeților, experților, liderilor de opinie în educație, desigur că tuturor colegilor, profesorilor, învățători, toți cei care au făcut parte din această aventură frumoasă. Cu deosebit respect vreau să mulțumim coordonatorilor proiectelor, celor trei zâne care au vegheat, au coordonat și au ajuns să poată astăzi să promoveze și chiar să ne lăudăm cu rezultate. Haideți să fim modești, dar ne-a reușit, am putut să creștem, să ne dezvoltăm și în așa fel fiecare dintre noi este un protagonist în această călătorie a transformării educației. Prin schimbul de idei, prin colaborare și prin angajamentul nostru personal în procesul de învățare continuă vom putea modela viitorul educației. Să ne îmbrățișăm această oportunitate și să pornim împreună într-o călătorie către excelență în educație. Asta fiind spuse, dragi și scumpi colegi, încheiem cea de-a doua școală de primăvară cu genericul Transformăm educația prin integrări transdisciplinare. Nu vă lăsăm dacă nu scrieți un mesaj, dacă nu lăsați o impresie și în sondajul nostru și pe rețelele de socializare. Ne mândrim foarte mult că am avut posibilitatea să fim împreună. Mulțumim tuturor! Vă dorim o duminică frumoasă și cu multe binecuvântări și gânduri bune. Doamna State, mulțumesc!